Capitolul 7. O lumină în întuneric. Vestea cu care ne-a întâmpinat Lestrade era atât de serioasă și neașteptată că toți trei am rămas muți de uimire. Gregson a sărit de pe scaun, vărsând restul de whisky cu apă. L-am fixat tăcut pe Sherlock Holmes, care stătea cu buzele strânse și sprâncenele încruntate. Și Stangerson acum, a șoptit el, intriga se complică. Era destul de complicată și înainte, a mormăit Lestrade, luând un scaun. Se pare că am nimerit într-un fel de consiliu de război. Ești tu absolut sigur de această informație? S-a vorbit Gregson. Vin acum din camera lui, a spus Lestrade. Am fost cel care a descoperit ce s-a întâmplat. Noi tocmai ce am ascultat părerea lui Gregson despre această poveste, a remarcat Holmes. Vrei să ne povestești ce ai văzut și ce ai făcut? N-am nici cea mai mică obiecție, a răspuns Lestrade așezându-se. Mărturisesc că eu credeam că Stangerson a fost implicat în moartea lui Drebber. Acest nou eveniment mi-a arătat însă că m-am înșerat complet. Cu această idee în cap, mi-am propus să aflu ce s-a întâmplat cu secretarul. Au fost văzuți împreună la gara Euston în jurul orei 8:30, în seara zilei de 3. La 2 dimineața, Drebber a fost găsit în Brixton. Problema care mi se punea era să aflu unde a fost Stangerson între 8:30 și ora la care s-a petrecut crima. Și ce s-a întâmplat cu el după aceea? Am telegrafiat la Liverpool, descrind individul și atenționându-i să țină sub observație vasele americane. Am pornit apoi la treabă, vizitând toate hanurile și pensiunile din vecinătatea lui Euston. Vedeți? Am raționat că, dacă Drebber și tovarășul lui s-au despărțit, era normal ca cel din urmă să tragă undeva prin apropiere pentru noaptea respectivă, iar apoi să se învârtă din nou prin gară în dimineața următoare. E probabil să se fi înțeles dinainte privința unui loc de întâlnire, a remarcat Holmes. S-a dovedit a fi tocmai așa. Mi-am petrecut toată seara de ieri în cercetări lipsite de succes. În această dimineață am pornit foarte devreme, iar la 8 am ajuns la hanul lui Halliday, în strada Little George. La întrebările mele dacă un domn Stangerson locuia acolo, i-am răspuns imediat în afirmativ. Fără îndoială, dumneavoastră sunteți domnul pe care îl așteaptă, mi-am spus. Așteaptă un domn de 2 zile. Unde este acum? Am întrebat. Este sus în patul său. A cerut să fie trezit la 9. Mă duc sus să-l văd chiar acum, am spus. Am gândit că apariția mea neașteptată îi poate provoca un șoc și asta o să-l facă să scape vreo vorbă imprudentă. Băiatul de serviciu s-a oferit să-mi arate camera. Era la etajul al doilea și exista un mic coridor ce ducea într-acolo. Băiatul de serviciu mi-a indicat ușa și tocmai era pe cale să se întoarcă jos, dar am văzut ceva ce m-a făcut să tremur, în ciuda celor 20 de ani de experiență. De sub ușă se scurgea un firișor de sânge ce șerpuia de-ar cu mergișul holului, formând o mică baltă pe marginea de pe partea opusă. Am scos un țipăt care l-a adus înapoi pe băiat. Aproape că a leșinat când l-a văzut. Ușa era încuiată pe dinăuntru, dar mi-am proptit umerinia și am deschis-o. Fereastra era deschisă, iar lângă fereastră zăcea strâns la oaltă cadavrul unui bărbat în pijama. Era mort de ceva vreme, căci avea membrele țepene și reci. Când l-am întors cu fața în sus, băiatul era recunoscut pe loc ca fiind domnul care a închiriat camera sub numele de Joseph Stangerson. Cauza morții fusese o junghietură adâncă în partea stângă, care a atins inima. Și acum vine partea cea mai ciudată. Ce credeți că se afla deasupra mortului? Am simțit cum mă trec fiorii și am avut presentimentul unei orori, chiar înainte ca Sherlock Holmes să răspundă. Cuvântul Rahe, scris cu sânge, a spus Holmes. Chiar asta era, a spus Lestrade, pe un ton înfricoșat, și am rămas cu toții tăcuți pentru o clipă. Exista ceva atât de metodic și de neînțeles în faptele acestui asasin necunoscut, încât stârnea iar și iar groaza. Nervii mei, care erau îndeajuns de tari pe câmpul de luptă, se înfiorau când mă gândeam la asta. Bărbatul a fost văzut, a continuat Lestrade. Un băiat care se îndrepta spre lăptărie mergea pe drumul ce duce de la grajduri în spatele hanului, a observat că o scară, care de obicei stătea pe jos, era proptită de una din ferestrele de la etajul al doilea, ce era larg deschisă. După ce a trecut, s-a uitat înapoi și a văzut un om coborând scara. Acesta a coborât atât de liniștit și fără să se ascundă, că băiatul a crezut că e vreun dulgher sau tâmplar care lucra în han. Nu i-a acordat o atenție deosebită, doar că s-a gândit că era cam devreme pentru a fi la lucru.
Crede că bărbatul era înalt, avea fața rumenă și era îmbrăcat cu o haină lungă și cafenie. Trebuie să fi rămas în odaie un timp după crimă, pentru că am găsit apa din lighean murdară de sânge, că s-a spălat pe mâini, și urme de sânge pe cerceaful cu care și-a șters în mod intenționat cuțitul. M-am uitat la Holmes, auzind o descriere a criminalului care se potrivea atât de exact cu a sa. Cu toate acestea, n-am putut observa nicio urmă de bucurie sau satisfacție pe fața lui. N-ai găsit nimic în cameră care n-ar putea trimite la criminal? L-a întrebat el. Nimic. Stangerson avea în buzunar punga cu banii lui Drebber, dar asta nu e ceva neobișnuit, dat fiindcă el a chitat totul. Era o plire și ceva în ea, dar n-a fost luat niciun ban. Indiferent care au fost motivele acestor crime ieșite din comun, jaful nu s-a numărat printre ele. N-am găsit hârtii sau notițe în buzunarul celui ucis, cu excepția unei singure telegrame, datate acum o lună, din Cleveland și conținând cuvintele J.H. este în Europa. Nu era niciun nume sub acest mesaj. Și n-ai găsit chiar nimic altceva? L-a întrebat Holmes. Nimic important. Romanul pe care îl citea omul înainte de a dormi zăcea pe pat, iar pipa lui se afla pe un scaun lângă el. Pe masă era un pahar cu apă, iar pe pervaz o cutiuță cioplită de pomadă, conținând câteva pastile. Sherlock Holmes a sărit de pe scaun cu un strigă de încântare. Ultima verigă! A exclamat plin de bucurie. Cazul meu este complet acum. Cei doi detectivi s-au holbat uimiți la el. Dispun acum, a spus tovarășul meu plin de încredere, de toate firele care au format o asemenea încâlceală. Există firește detalii care mai trebuie adăugate, dar sunt atât de sigur de principalele evenimente, în momentul în care Drebber s-a despărțit de Stangerson în gară până la descoperirea cadavrului său, de parcă le-aș fi văzut cu proprii mei ochi. O să vă ofer dovada cunoașterii mele. Pot să faci rost de pastilele respective? Le am la mine, a spus Lestrade, scoțând o cutiuță albă. Le-am luat împreună cu punga și telegrama, intenționând să le pun în siguranță la poliție. Numai din întâmplare am luat și pastilele, căci trebuie să mărturisesc că nu le acord nicio importanță. Dă-mi-le, i-a cerut Holmes. Acum, doctore, a spus întorcându-se către mine. Crezi că sunt obișnuite? Cu siguranță nu erau. Erau de o culoare gri perlat, mici, rotunde și aproape transparente la lumină. Lipsa lor de greutate și transparența lor mă fac să cred că se dizolvă în apă, am remarcat. Ai perfectă dreptate, mi-a răspuns Holmes. Vrei să fii atât de amabil să te duci jos și să aduci bietul terrier care s-a simțit rău atâta vreme și pe care proprietarea s-a cerut ieri să-l omori? Am coborât și am adus câinele în brațe. Respirația lui îngreunată și ochii stinși arătau că nu mai avea mult de trăit. Într-adevăr, botul său alb ca zăpada indica fără îndoială că trecuse deja de limita existenței canine. L-am pus pe o perniță pe covor. O să tai acum în două una din aceste pastile, a spus Holmes și, scoțându-și briceagul, și-a însoțit cuvintele cu acțiunea respectivă. O jumătate o punem înapoi în cutie pentru o utilizare viitoare. Cealaltă jumătate o voi pune în acest pahar de vin în care se află o linguriță de apă. Observați că prietenul nostru, doctorul, are dreptate și că se dizolvă foarte repede. Poate că acest fapt este foarte interesant, a spus Lestrade, pe tonul ofensat al unuia care bănuiește că cineva își râde de el. Nu pot vedea cu toate acestea ce are aceasta de a face cu moartea domnului Joseph Stangerson. Răbdare, prietene, răbdare. Vei afla la timp că are totul de a face cu ea. O să adaug acum puțin lapte pentru a face amestecul acceptabil, iar, oferindu-i-l câinelui, vom vedea dacă îl înghite de grabă. În timp ce vorbea astfel, a turnat conținutul paharului pe farfurioară pe care a pus-o în fața terierului, ce a lins-o complet cu mare repeziciune. Atitudinea hotărâtă a lui Sherlock Holmes ne-a convins într-atâta că am rămas cu toții tăcuți, privind cu mare atenție animalul și așteptând vreun efect șocant. Nimic de felul ăsta n-a avut loc, totuși. Câinele a continuat să stea întins pe perniță, respirând cu greu, dar, după toate aparențele, starea lui nu era nici mai bună, nici mai rea decât înainte. Holmes și-a scos ceasul și, pe măsură ce minutele se scurgeau fără niciun rezultat, trăsăturile lui luau o expresie de tristețe și dezamăgire cumplită. Și-a mușcat buzele, a răpăit cu degetele pe masă, prezentând toate simptomele unei nerăbdări extreme. Era atât de tulburat că mi-a părut realmente rău pentru el. Cei doi detectivi zâmbeau batjocoritor, fără să le displacă deloc acest obstacol care se ivise în calea lui.
Nu poate fi o coincidență, a strigat el, sărind în cele din urmă de pe scaun și pășind cu frenezie prin cameră. Este imposibil să fie o simplă coincidență. Exact pastilele pe care le-am presupus în cazul lui Drebber sunt găsite după moartea lui Stangerson. Și totuși, sunt inofensive. Ce poate însemna asta? Cu certitudine, întregul meu raționament nu poate fi fals. Este imposibil. Și totuși, acest câine nenorocit nu se simte mai rău. Ah, știu despre ce este vorba. Știu. Cu un strigăt de încântare, s-a năpustit asupra cutiuței, a tăiat în două cealaltă pastilă, a dizolvat-o, i-a adăugat niște lapte, oferindu-i apoi amestecul terierului. Limba nefericitei creaturi de-abia l-a atins, că tot corpul a început să-i se convulsioneze și a rămas la fel de rigid și lipsit de viață, ca și cum ar fi fost lovit de trăsnet. Sherlock Holmes a respirat adânc și și-a șters sudoarea de pe frunte. Ar trebui să am mai multă încredere, a spus el. Ar fi trebuit să știu până acum că, atunci când un fapt pare a se opune unui lung șir de deducții, poate fi întotdeauna interpretat și altfel. Dintre cele două pastile din cutie, una era cea mai mortală, ori travă, iar cealaltă era în întregime inofensivă. Trebuia să-mi fi dat seama de asta încă înainte de a vedea cutia. Această ultimă remarcă mi s-a părut atât de șocantă că de-abia puteam crede că era în toate mințile. Cu toate acestea, acolo era câinele mort, ce dovedea că ipoteza lui a fost corectă. Mi s-a părut că ceața din mintea mea începea treptat să dispară și am început să am o percepție slabă, neclară încă, asupra adevărului. Toate acestea vi se par ciudate, a continuat Holmes, pentru că nu ați observat la începutul investigației importanța singurului indiciu real care v-a fost oferit. Am avut șansa să observ și tot ceea ce s-a întâmplat de atunci încoace a servit să-mi confirme presupoziția inițială, decurgând logic din aceasta. Pe când, pe voi lucrurile v-au pus în încurcătură, făcând cazul și mai obscur, pe mine m-au luminat și mi-au întărit concluziile. Este o greșeală să confunzi ciudățenia cu misterul. Cea mai banală crimă este adesea cea mai misterioasă, pentru că nu prezintă nicio trăsătură nouă sau specială din care să se poată face inferențe. Această crimă ar fi fost infinit mai dificil de rezolvat dacă cadavrul victimei ar fi fost găsit pur și simplu zăcând în drum, fără niciunul din acele detalii bizare și senzaționale care au făcut-o atât de remarcabilă. Aceste amănunte ciudate, de partea de a face cazul mult mai dificil pentru mine, au avut rezultatul de a-l face mai puțin complicat. Domnul Gregson, care a ascultat acest discurs cu o nerăbdare considerabilă, nu s-a mai putut abține. Uite ce e, domnule Holmes, i-a spus. Suntem toți gata să recunoaștem că ești un om inteligent și că ai propriile dumitale metode de lucru. Da, vrem totuși altceva decât teorii și predici acum. Este vremea să prindem omul. Mi-am prezentat părerea și se pare că m-am înșelat. Tânărul Charpentier nu putea fi implicat în a doua crimă. Lestrade s-a dus după omul său, Stangerson, și se pare că s-a înșelat și el. Ai făcut câte o aluzie pe aici, pe colo, și pari a ști mai multe decât noi. Dar a venit momentul în care simțim că avem dreptul să întrebăm clar cât de multe știi despre această poveste. Știi numele celui care a comis crimele? Nu pot să simt altceva decât că Gregson are dreptate, domnule, a remarcat Lestrade. Amândoi am încercat și amândoi am eșuat. Ai afirmat, nu odată, de când mă aflu aici, că ai toate dovezile de care ai nevoie. Cu siguranță, nu să ni le mai ascunzi. Orice întârziere în arestarea asasinului, am remarcat eu, îi poate lăsa timp să comită o nouă atrocitate. Strâns astfel cu ușa de noi toți, Holmes dădea încă semne de nehotărâre. A continuat să se plimbe prin cameră cu capul lăsat în piept și sprâncenele încruntate, după cum îi era obiceiul când era pierdut în gânduri. Nu o să mai fie nicio crimă, a spus în cele din urmă, oprindu-se brusc în fața noastră. Puteți renunța la acest considerent. M-ați întrebat dacă știu numele asasinului. Îl știu. Dar doar faptul că îl știu este ceva neînsemnat, totuși, în comparație cu posibilitatea de a-l prinde. Mă aștept să fac asta foarte curând. Am mari șanse să reușesc aceasta cu propriile forțe. Dar e ceva delicat, căci e vorba de un om ager și disperat, care este sprijinit, așa cum am avut ocazia să dovedesc, de un altul la fel de deștept. Atâta vreme cât acest om n-are nici cea mai mică suspiciune că cineva poate avea vreun indiciu în privința lui, există șansa de a pune mâna pe el. Însă dacă ar avea cea mai mică bănuială și-ar schimba numele și-ar dispărea într-o secundă printre cei 4 milioane de locuitori ai acestui mare oraș. Fără să am intenția de a vă jigni, trebuie să vă mărturisesc
Eu consider că acești oameni sunt mai mult decât poate mânui poliția și de aceea nu v-am cerut ajutorul. Dacă dau greș, firește, îmi asum responsabilitatea pentru această independență. Dar sunt pregătit să-l prind. În clipa de față, sunt gata să promit că în momentul în care pot să vă spun ceva, fără să-mi pun în pericol propriile planuri, o să o fac. Gregson și Lestrade păreau departe de a fi satisfăcuți de aceste asigurări sau de aluzia deloc mălgulitoare la adresa poliției. Primul s-a înroșit până în vârful urechilor, în timp ce ochii ca două mărgele ai celuilalt luceau de curiozitate și indignare. Niciunul dintre aceștia n-a avut timp să vorbească, însă căci am auzit o bătaie în ușă, iar reprezentantul copiilor străzii, tânărul Wiggins, și-a făcut apariția, insignifiant și dezgustător. Vă rog, domnule, a spus el, atingându-și moțul de păr de pe frunte, birja este jos. Băiat bun, a spus Holmes cu blândețe. De ce nu introduceți acest model la Scotland Yard? A continuat el, scoțând o pereche de cătușe de oțel dintr-un sertar. Vedeți cât de frumos funcționează arcul? Se închid într-o secundă. Vechiul model este suficient de bun, a remarcat Lestrade, dacă putem numai să-l găsim pe omul căruia să-i le punem. Foarte bine, foarte bine, a spus Holmes zâmbind. Virjarul poate să-mi ajute la cufere. Spune-i să urce, Wiggins. Am rămas surprins să-l aud vorbind, ca și cum era pe punctul de a porni într-o călătorie, întrucât nu mi-a spus nimic despre așa ceva. În cameră se afla un mic geamantan pe care l-a scos și a început să-l închidă. Era ocupat cu aceasta când birjarul a pătruns în cameră. Dă-mi, te rog, o mână de ajutor să închid această curea, birjar, i-a spus el, îngenunchind și fără să-și întoarcă deloc capul. Individul a înaintat cu un aer întrucâtva morocănos și sfidător și și-a întins mâinile să-l ajute. În acel moment s-a auzit un clinchet ascuțit, zângănitul metalului, iar Sherlock Holmes a sărit în picioare. Domnilor, a strigat el cu ochii strălucind, dați-mi voie să vă fac cunoștință cu domnul Jefferson Hope, ucigașului Enoch Drebber și al lui Joseph Stangerson. Întreaga poveste a avut loc într-o clipă, atât de repede că nici n-am avut timp să realizez ce se întâmplă. Păstrez încă amintirea vie a expresiei triumfătoare a lui Holmes din acea clipă și a timbrului vocii sale, precum și a feței uluite și sălbatice a birjarului, holbându-se la cătușele strălucitoare care au apărut ca printr-o minune în jurul încheieturilor lui. Timp de o clipă sau două, am părut a fi un grup de statui. Apoi, un urlet nearticulat de furie, prizonierul s-a smuls din mâinile lui Holmes și s-a năpustit prin fereastră. Lemnăria și sticla au cedat, dar înainte de a reuși să iasă complet, Gregson, Lestrade și Holmes au tăbărât pe el ca niște câini de vânătoare. L-au tras înapoi în cameră, iar apoi a început o luptă teribilă. Era atât de puternic și sălbatic că ne respingea pe toți patru iar și iar. Părea dispune de forța convulsivă a unui om aflat într-o criză de epilepsie. Fața și mâinile îi fuseseră mutilate de trecerea prin sticlă, dar pierderea de sânge nu i-a slăbit rezistența pe care ne-o opunea. Până când Lestrade nu a reușit să-i prindă mâna în lăuntru legătorii sale de gât și să-l spânzure aproape, n-a părut a înțelege că zbaterea sa era inutilă. Și, chiar și atunci, nu ne-am simțit în siguranță până ce nu i-am legat și picioarele. Odată ce am făcut aceasta, ne-am ridicat în picioare fără suflare și gâfâind. Avem birja lui, a spus Sherlock Holmes. Îl vom lua cu ea la Scotland Yard. Și acum, domnilor, a continuat el cu un zâmbet plăcut, am ajuns la sfârșitul micului nostru mister. Sunteți bineveniți să puneți orice întrebări doriți și nu există nici cel mai mic risc să nu vă răspund. Partea a doua. Ținutul Sfinților. Capitolul 1. Pe întinsa câmpie alcalină. Pe întinsa câmpie alcalină, în partea centrală a întinsului continent nord-american, se află un deșert arid și respingător, care a constituit timp de nenumărați ani o barieră în calea civilizației. Din Sierra Nevada până în Nebraska și de la râul Yellowstone în nord până în Colorado în sud, se întinde o regiune pustie și tăcută. Natura însăși nu este uniformă în această regiune deprimantă. Cuprinde munții înalți, cu vârfurile acoperite de zăpadă și văi întunecate și mohorâte. Există acolo râuri repezi, ce se năpustesc prin defileuri stâncoase și câmpii imense, care iarna sunt acoperite de zăpadă, iar vara sunt gri de la praful alcalin. Toate prezintă totuși aceleași caracteristici, fiind golașe, inospitaliere și sărăcăcioase. Nimeni nu locuiește în acest ținut teribil.
Poate că vreun trip de indieni îl traversează câteodată pentru a ajunge în alte zone cu vânat. Dar și cel mai îndrăznesc dintre cei curajoși se bucură când nu mai vede acele câmpii înfricoșătoare și ajunge din nou în prerie. Coioții se furișează prin vegetația pipernicită, ulii bat greoi din aripi prin aer, iar neîndemânaticul urs grizzly se mișcă încet prin râpele întunecoase și culege ce poate printre stânci. Aceștia sunt singurii locuitori ai sălbăticiei. Nu poate exista nicăieri în lume o priveliște mai dezolantă ca aceea dinspre coasta nordică a Sierrei Blanco. Cât se poate vedea cu ochii, se întinde o câmpie imensă și plată, acoperită peste tot cu pete de alcaliu și pâlcuri de tufișuri pitice de mărăcini. La marginea orizontului se vede un lanț lung de culmi muntoase, cu vârfurile lor colțuroase acoperite aici colo cu zăpadă. În această regiune nu există niciun semn de viață sau de ceva ce ar avea vreo legătură cu viața. Nu poți vedea nicio pasăre pe cerul azuriu, nicio mișcare pe pământul cenușiu și monoton și peste toate domnește o tăcere absolută. Oricât ai asculta, nu o să auzi nici cel mai mic sunet în acea sălbăticie atotputernică. Nimic altceva decât tăcerea, cea de plină, care copleșește sufletul. Am spus că nu se afla nimic, amintind de viață pe vasta câmpie. Asta nu e adevărat. Uitându-ne în jos, din Sierra Blanco, poți vedea o cărare prin deșert ce șerpuiește pierzându-se în depărtare. Este plină de urme de roți și bătătorită de tălpile multor aventurieri. Aici colo sunt împrăștiate niște obiecte albe ce strălucesc în soare, distingându-se pe fondul cenușiu de alcaliu. Apropie-te și cercetează-le. Sunt oase. Unele mari și grosolane, altele mai mici și mai fine. Primele au aparținut vitelor, iar celelalte oamenilor. Poți urmări de-a lungul a peste 2000 de kilometri acest drum înspăimântător al caravanelor, pur și simplu luându-te după rămășițele împrăștiate ale celor care au căzut la marginea drumului. În 4 mai 1847, un călător solitar se uita la această priveliște. După înfățișare, s-ar fi spus că era geniul sau demonul acestei regiuni. Unui observator ar fi fost greu să ghicească dacă avea 40 sau 60 de ani. Fața lui era slabă și obosită, iar pielea arsă de soare și tare ca pergamentul era foarte întinsă pe oasele ieșite în afară. Avea părul și barba lungi și castanii, pline de smocuri și fire albe. Ochii erau căzuți în fundul capului și străluceau nefiresc, iar mâna în care ținea pușca n-avea nici cea mai multă carne pe ea decât cea a unui schelet. În timp ce stătea astfel, s-a aplecat asupra armei să se sprijine de ea, deși statura înaltă și oasele sale masive sugerau o constituție vânoasă și puternică. Fața lui scofâlcită, totuși, și hainele care îi atârnau pe membrele uscate indicau motivul înfățișării sale senile și decrepite. Omul era pe moarte. Murea de foame și sete. A înaintat cu greu de-a lungul râpei și apoi pe această mică culme, în speranța zadarnică de a găsi vreun semn de apă. Acum, întinsa câmpie sărată se desfășura în fața ochilor lui, la oaltă cu lanțul îndepărtat al munților sălbatici, lipsiți de orice plantă sau copac ce ar fi indicat prezența apei. În tot acest vast peisaj nu se vedea nicio licărire de speranță. S-a uitat cu ochi sălbatici și cercetători spre nord, spre est, spre vest, realizând în cele din urmă că rătăcirile sale au ajuns la sfârșit și că acolo, pe stânga aceea golașă, urma să moară. De ce nu aici, la fel de bine ca într-un pat cu puf peste 20 de ani? A șoptit, așezându-se sub o lespede de stâncă. Înainte de a se așeza, a pus jos pușca inutilă și o legătură mare dintr-un șal gri pe care o purta pe umărul drept. Părea a fi întrut cândva prea grea pentru puterile sale, căci, lăsând-o jos, aceasta a atins pământul cam abrupt. Imediat s-a auzit un mic geamăt, iar o față mică și speriată, cu o căprui strălucitor și doi pumni pistruiați și dolofani, s-au ivit din bocceaua gri. M-ai lovit!" a rostit o voce copilărească cu reproș. Am făcut-o?" a răspuns omul plin de căință. N-am avut intenția." În timp ce vorbea, a desfășurat șalul gri, scoțând din el o fetiță drăguță de vreo 5 ani, ai cărei pantofi fini și rochie roz elegantă, cu un șorțuleț de in, indicau grija maternă. Copila era palidă și obosită, dar brațele și picioarele ei sănătoase sugerau că a suferit mai puțin decât tovarășul ei. Te mai doare?" a întrebat-o el neliniștit, căci aceasta încă își mai freca zulufii auriciu fuliste pe ceafă. Sărută locul și o să-mi treacă," a spus ea extrem de serioasă, arătându-i locul lovit.
Așa făcea mama. Unde este mama? Mama ta a plecat. Cred că o să o vezi în curând. A plecat, a spus fetița. Ce ciudat că nu mi-a spus la revedere. Făcea asta aproape întotdeauna, chiar dacă mergea în vizită la mătușa la ceai. Iar acum a lipsit 3 zile. Nu e așa că este teribil de uscat? Nu avem apă sau ceva de mâncat? Nu, nu avem nimic, dulceață. Trebuie doar să ai ceva răbdare, iar apoi totul va fi în regulă. Pune-ți capul pe pieptul meu și o să te simți mai învigorată. Nu e prea ușor să vorbești când îți simți busele uscate, dar presupun că e cel mai bine să-ți spun cum stau lucrurile. Ce ai acolo? Lucruri frumoase, lucruri superbe, a strigat entuziasmată fetița, arătându-i 2 bucăți strălucitoare de mică. Când ne întoarcem acasă, o să-i le dau fratelui meu, Bob. O să vezi în curând lucruri și mai frumoase, a spus bărbatul, convins. Nu mai așteaptă puțin, Tel. Aveam de gând să-ți spun totuși. Îți amintești când am părăsit râul? Oh, da! Ei bine, am socotit că o să ajungem la un alt râu în curând. Dar ceva n-a fost cum trebuie. Busola sau harta, ori altceva, și râul n-a mai apărut. Apa s-a terminat, cu excepția unui strop pentru cei ca tine și nu te-ai putut spăla, l-a întrerupt însoțitoarea lui cu gravitate, fixându-i fața întunecată. Nu, și nici să beau. Iar domnul Bender a fost primul care a murit, iar apoi indianul Pitt, iar apoi doamna McGregor, iar apoi Johnny Hans, iar apoi, drăguță, mama ta. Atunci mama a murit și ea, a strigat fetița, îngropându-și fața în șort și hohotind amarnic. Da, toți au murit în afară de tine și de mine. Apoi m-am gândit că poate există vreo șansă să găsim apă în direcția asta. Din urmare, te-am ridicat pe umăr și am luat-o încoace. Da, se pare că degeaba. Nu mai avem decât o șansă foarte mică acum. Vrei să spui că o să murim și noi? L-a întrebat copilul, oprindu-se din plâns și ridicându-și fața pătată de lacrimi spre el. Cam așa stau lucrurile. De ce nu mi-ai spus asta mai dinainte? A spus ea râzând bucuroasă. M-ai speriat atât de tare. Păi, firește, dacă murim, o să fim iar cu mama. Da, dulceață, o să fii. Și tu? O să-i spun cât de bun ai fost cu mine. Fac pariu că ne așteaptă la poarta raiului cu un ulcior mare de apă și o mulțime de turte din hrișcă, fierbinți și rumenite pe ambele părți, așa cum îmi plăceau mie și lui Bob. Cât de mult o să dureze? Nu știu. Nu foarte mult. Ochii bărbatului priveau fix nordul. Pe bolta albastră apărură 3 pete mici ce creșteau în mărime în fiecare moment, atât de repede se apropiau. S-au transformat cu repeziciune în 3 păsări mari și cafenii, zburând în cerc deasupra capetelor celor 2 drumeți și așezându-se apoi pe niște stânci deasupra lor. Erau ulii, vulturii vestelui ce prevestesc moartea. Cocoș și găini, a strigat fetița cu bucurie, arătând păsările prevestitoare de rău și bătând din palme ca să le facă să zboare. Spune-mi, Dumnezeu a creat acest ținut? Firește că da, a spus însoțitorul ei, surprins mai degrabă de această întrebare neașteptată. El a creat Illinois și Missouri, a continuat fetița. Cred că altcineva a făcut aceste ținuturi. Nu sunt deloc la fel de bine făcute. Nu au apă și copaci. Ce-i zice de niște rugăciuni? A întrebat-o șovăind bărbatul. Nu este încă noapte, i-a răspuns ea. Nu contează. Știu că nu se obișnuiește ziua, dar lui Dumnezeu nu va păsa de asta. Fii sigură. Spune-le pe acelea pe care obișnuiai să le spui noapte de noapte în căruță când eram pe câmpie. De ce nu spui și tu unele? L-a întrebat copilul cu ochii. Nu mi le amintesc, i-a răspuns el. N-am spus vreuna de când eram cât jumătate din pușca asta. Presupun că nu este niciodată prea târziu. Spune-le tu cu voce tare și eu repet după tine. Atunci va trebui să îngenunchem, a spus ea, întinzând șalul pe jos în acest scop. Trebuie să ții mâinile ridicate în felul ăsta. Te face să te simți bine. Ar fi oferit o priveliște ciudată dacă ar fi fost și altcineva în afară de Uli să-i vadă. Unul lângă celălalt, cei 2 călători au îngenunchiat pe șalul îngust, copilul flecăritor și aventurierul îndrăzneț și aspru. Fața ei dolofană, și a lui sleită și colțuroasă, s-au întors ambele spre cerul senin, implorând din toată inima acea ființă temută cu care se aflau față în față, în timp ce vocile lor, una subțire și clară, cealaltă adâncă și groasă, s-au alăturat în apelul la milă și iertare. Rugăciunea s-a sfârșit și ei și-au reluat locul în umbra ales pe zi până când fetița a adormit,
cuibărindu-se pe pieptul lat al protectorului său. În timp, a privit-o dormind, însă natura s-a dovedit a fi mai tare decât el. Timp de 3 zile și 3 nopți nu și-a dat voie nici să se odihnească, nici să doarmă. Încetul cu încetul, ploapele s-au lăsat peste ochii obosiți, iar capul i-a căzut în piept, barba încărunțită amestecându-i se cu pletele aurii ale însoțitoarei lui. Ambii au fost cuprinși de un somn adânc și fără vise. Dacă priveagul ar fi rămas treaz încă o jumătate de oră, ochii lui ar fi văzut o priveliște ciudată. Departe, la marginea câmpiei alcaline, a apărut un orișor de praf, neînsemnat la început și greu de distins de cerțurile din depărtare, dar care a crescut treptat în înălțime și lățime până când a devenit un nor consistent, bine definit. Acest nor a continuat să crească în dimensiuni până când era vădit că putea fi ridicat numai de o mulțime de ființe în mișcare. În locuri mai fertile, observatorul ar fi ajuns la concluzia că se apropia de el una dintre acele mari turme de bizoni care pas pe prerie. Asta era evident imposibil în această aridă sălbăticie. Pe măsură ce vârtejul de praf se apropia de stânca singuratică pe care cei doi pribesci se odihneau, coviltirele din pânza ale căruțelor și trupurile de călăreți înarmați începeau să se întrevadă prin praf, iar apariția s-a dovedit, în cele din urmă, a fi o caravană imensă în drumul ei spre vest. Dar ce caravană? Când capul ei a ajuns la poalele munților, coada ei nu era încă vizibilă la orizont. De-a curmezișul câmpiei enorme se întindea cortegiul răzleț format din căruțe și care, oameni călare și oameni pe jos. Existau nenumărate femei care se clătinau sub poveri și copii care mergeau cu pași mărunți pe lângă căruțe sau priveau din spatele coviltirilor albe. Aceasta nu era cu siguranță o caravană obișnuită de emigranți, ci mai degrabă vreo populație nomadă, obligată, datorită circumstanțelor să-și caute un nou teritoriu. În aerul limpede se auzea huruitul și zornăitul scos de această mulțime de oameni, scârțuitul roților și nechezatul cailor. Așa puternic cât era, zgomotul n-a fost suficient să-i trezească pe cei doi călători istoviți de deasupra lor. În capul coloanei călăreau vreo 20 de bărbați serioși, cu fețele ca de piatră, îmbrăcați în haine întunecate, țesute în casă și înarmați cu puști. Ajungând la baza stâncii abrupte, s-au oprit și au ținut o scurtă consfătuire. Fântânile sunt încă înspre dreapta, frații mei, a spus unul buzat, cu fața spână și păr cărunt. În dreapta Sierrei Blanco. Așa o să ajungem la Rio Grande, a spus un altul. Nu vă fie frică că nu o să găsim apă, a strigat un al treilea. Cel care a putut să o scoată din piatră nu o să-și abandoneze poporul pe care l-a ales. Amin, amin, au răspuns cu toții. Erau pe punctul de a-și relua drumul, când unul dintre cei mai tineri și ageri a scos o exclamație și a arătat spre stânca colțuroasă de deasupra lor. De pe culmea acesteia flutura o fâșie roz, strălucind intens pe fundalul gri al stâncilor. La vederea acesteia, toți și-au oprit caii și-au coborât puștile, în timp ce alți călăreți au sosit în galop drept întăriri pentru cei din frunte. Cuvintele pieile roșii erau pe toate buzele. Nu pot fi indien pe aici, a spus bărbatul în vârstă care părea să-i conducă. Am trecut deja de ultimul trib și nu mai există altele până să traversăm munții cei mari. Să mă duc înainte să văd, frate Stangerson, a întrebat unul din grup. Și eu, și eu, și eu, au strigat 12 voci. Lăsați-vă cai de desubt și vă vom aștepta aici, a răspuns bătrânul. Într-o clipă, tinerii au descălecat și au legat cai și au început să se cațăre pe panta abruptă care ducea la obiectul ce le stârnise curiozitatea. Înaintau rapid și fără zgomot, având siguranța și dexteritatea unor cercetași cu experiență. Cei care îi priveau de pe câmpia de dedesubt i-au putut vedea alunecând de pe o stâncă pe alta până când siluetele lor s-au conturat clar pe cer. Tânărul, care a fost primul să dea alarma, era în frunte. Brusc, cei care îl urmau l-au văzut ridicându-și mâinile, ca și cum ar fi fost copleșit de uimire. Și, ajungând lângă el, au rămas și ei muți la priveliștea ce li s-a arătat. Pe micul podiș de deasupra dealului golaș se afla o singură lespede gigantică de stâncă și sprijinit de ea un bărbat înalt cu barbă lungă și trăsături pronunțate, dar excesiv de slab. Fața lui relaxată și respirația regulată arătau că dormea adânc. Lângă el stătea întinsă o fetiță, cu brațele albe și rotunde în jurul gâtului lui bronzat și mușchiulos, iar capul ei cu păr auriu se lăsase pe pieptul lui acoperit de o tunică de catifea. Buzele ei roșii erau întredeschise,
scoțând la iveală două șiruri regulate de dinți albi ca zăpada, iar un zâmbet jucăuș îi rămânsese pe trăsăturile copilărești. Piciorușele ei albe și plinuțe, cu ciorapi albi și pantofi îngrijiți, cu catarame lucitoare, alcătuia un contrast ciudat cu membrele lungi și slăbănoage ale tovarășului ei. Pe ieșitura stâncii deasupra acestui cuplu bizar stăteau trei ulii solemni, care, la vederea noilor veniți, au început să scoată țipete dezamăgite și s-au îndepărtat ursuzi. Țipetele dezgustătoarelor păsări i-au trezit pe cei doi, care s-au holbat în jur plin de uimire. Bărbatul s-a ridicat în picioare, clătinându-se, și s-a uitat în jos la câmpia care era atât de pustie când l-a luat somnul și care acum era traversată de acest grup imens de oameni și animale. În timp ce privea, fața lui a arborat o expresie neîncrezătoare și a trecut mâna osoasă peste ochi. "Asta e ceea ce se numește delir," bănuiesc, a șoptit el. Fetița stătea lângă el, ținându-l de poalele hainei și nu spunea nimic, ci se uita în jurul ei cu acea privire mirată și întrebătoare, caracteristică copiilor. Grupul salvator i-a convins cu repeziciune pe cei doi pribegi că nu era o iluzie. Unul dintre ei a luat-o pe fetiță și și-a pus-o pe umăr, în timp ce alți doi l-au sprijinit pe însoțitorul slăbit al acesteia, conducându-l spre căruțe. "Numele meu este John Ferrier," a spus drumețul. "Eu și fetița suntem singurii care a mai rămas din 21 de persoane. Restul au murit cu toții de sete și foame, departe în sud." "Este copilul tău?" a întrebat cineva. "Bănuiesc că este acum," a strigat celălalt sfidător. "Este a mea, căci eu am salvat-o. Nimeni nu mi-o va lua. Începând de astăzi, se numește Lucy Ferrier." "Dar voi cine sunteți?" a continuat el, uitându-se plin de curiozitate la salvatorii lui robuști și arși de soare. "Se pare că sunteți o grămadă." "Aproape 10.000," a spus unul dintre tineri. "Suntem copiii persecutați a lui Dumnezeu, cei aleși de îngerul Moron." "N-am auzit niciodată de el," a răspuns drumețul. "Pare că a ales o mulțime destul de mare." "Nu glumi cu lucrurile sfinte," a spus celălalt cu severitate. "Facem parte dintre aceia care cred în acele scrieri sacre, scrise cu litere egiptene pe tăblițe de aur, care au fost înmânate Sfântului Joseph Smith la Palmyra. Venim din Nove, statul Illinois, unde ne-am ridicat templu. Am plecat să căutăm un refugiu din fața oamenilor agresivi și fără Dumnezeu, chiar dacă ar fi să rămânem în inima deșertului." Numele de Nove i-a părut fadit familiar lui John Ferrier. "Înțeleg," a spus el, "sunteți mormoni." "Suntem mormoni," au răspuns însoțitorii săi pe o singură voce. "Și unde mergeți?" "Nu știm. Mâna lui Dumnezeu, prin intermediul profetului nostru, este cea care ne călăuzește. Trebuie să apari în fața lui. El ne va spune ce să facem cu tine." Au ajuns la poalele dealului, unde au fost imediat înconjurați de o mulțime de pelerini. Femei supuse cu fețele palide, copii puternici râzând și bărbați neliniștiți cu ochii pătrunzători. La vederea tinereții unuia din străini și a slăbiciunii celuilalt, s-au auzit multe strigăte de uimire și compătimire. Cu toate acestea, cei care îi escortau nu s-au oprit, ci au continuat să-și facă loc, urmați de o mare mulțime de mormoni, până când au ajuns la o căruță ce ieșea în evidență prin dimensiunile și eleganța ei bătătoare la ochi. 6 cai erau înhămați la ea, în timp ce celelalte dispuneau de 2 sau, în cel mai bun caz, de câte 4. Lângă vizitiu ședea un bărbat care nu putea să aibă mai mult de 30 de ani, dar al cărui cap masiv și expresie hotărâtă îl arătau a fi conducătorul lor. Citea o carte în învelitoare cafenie, însă când mulțimea s-a apropiat, a pus-o deoparte și a început să asculte cu atenție relatarea episodului ce avusese loc. Apoi s-a întors către cei doi pribegi. "Dacă vă luăm cu noi," a spus el, solemn, "trebuie să deveniți credincioși ca și noi. Nu ne aducem lupii la stână. Mai bine să vă putrezească oasele în această sălbăticie decât să vă dovediți a fi cauza decăderii care atinge cu timpul întregul fruct. Veniți cu noi în aceste condiții." "Bănuiesc că o să venim cu voi în orice condiții," a spus Ferrier cu asemenea forță, încât serioșii bătrâni nu s-au putut abține să nu zâmbească. Numai conducătorul lor și-a menținut expresia severă și impunătoare. "Ia-l, frate Stangerson," a spus el, "dă-i mâncare și băutură și lui și copilului. De asemenea, te însărcinezi să-l înveți sfânta noastră credință. Am întârziat destul de mult. Înainte! Înainte spre Sion!" "Înainte spre Sion!" a strigat mulțimea de mormoni și cuvintele s-au auzit de-a lungul întregii caravane, trecând din gură în gură, până când s-au stins în depărtare, într-un murmur monoton. Cu sfichiuit de bici și scârții de roți,
Marile căruțe s-au pus în mișcare și, în curând, întreaga caravană șercuia de-a lungul drumului. Bătrânul, în grija căruia au fost încredințate cele două făpturi găsite, le-a condus pe acestea spre căruța lui, unde aștepta deja masa. "Veți rămâne aici," a spus el. "În câteva zile vă veți reveni din oboseală. Între timp, nu uitați că acum și pentru totdeauna sunteți de religia noastră." "Brigham Young," a spus-o și a vorbit cu vocea lui Joseph Smith, care este vocea lui Dumnezeu. Capitolul 2. Floarea întregului Utah. Acesta nu este locul potrivit să amintim încercările și privațiile pe care le-au îndurat mormonii emigranți înainte de a ajunge la destinația finală. De pe malurile fluviului Mississippi până pe pantele vestice ale munților stâncoși au răzbătut cu o hotărâre aproape fără egală în istorie. Indienii și animalele sălbatice, foamea, setea, oboseala și boala, fiecare obstacol pe care natura l-a putut pune în drumul lor, toate astea au fost învinse cu o tenacitate anglosaxonă. Totuși, lunga călătorie și spaimele teribile care i-au asaltat pe parcurs au zdruncinat chiar și sufletele celor mai puternici dintre ei. N-a existat unul care să nu cadă în genunchi într-o rugăciune din adâncul inimii când au zărit de desubtul lor valea largă din Utah, scăldată în lumina soarelui, și când au aflat din gura conducătorului lor că acesta era pământul făgăduinței și că acești acri de pământ virgin vor fi ai lor pentru totdeauna. Young s-a dovedit repede a fi un administrator priceput, precum și un conducător hotărât. Au fost trasate hărți și au fost făcute planuri în care a fost schițat viitorul oraș. Toate fermele din jur au fost împărțite și alocate proporțional cu statutul fiecărui individ. Negustorul a fost pus să-și facă meseria, iar meșteșugarul să-și practice profesia. În oraș, străzile și piețele au apărut ca prin magie. La țară s-au făcut desecări și împrejmuiri, plantări și defrișări, până când în vara următoare toate câmpurile erau aurii de grâul copt. Totul prospera în așezarea aceea ciudată. În primul rând, templul cel mare pe care l-au ridicat în centrul orașului devenea din ce în ce mai înalt și mai impunător. De la prima geană a zilei și până la lăsarea nopții, bătăile de ciocan și zângănitul fierăstrăului nu încetau o clipă pentru momentul în care emigranții l-au ridicat celui ce i-a condus în siguranță prin atâtea pericole. Cei doi pribegi, John Ferrier și fetița, cu care și-a împărțit existența și pe care a adoptat-o, i-au însoțit pe mormon până la sfârșitul peregrinărilor lor. Micuța Lucy Ferrier a fost transportată destul de plăcut în căruța bătrânului Stangerson, adăpost pe care l-a împărțit cu cele trei neveste ale mormonului și cu fiul acestuia, un băiat de 12 ani, încăpățânat și impertinent. Revenindu-și, ușurința proprie vârstei din șocul provocat de moartea mamei sale, a devenit în scurtă vreme favorita femeilor și s-a obișnuit cu această viață nouă în casa ei mișcătoare acoperită de coviltir. Între timp, Ferrier și-a revenit și el după atâtea lipsuri, impunându-se ca un ghid util și un vânător neobosit. Și-a câștigat atât de repede stima noilor săi tovarăși, încât, când au ajuns la capătul peregrinărilor lor, toți au fost de acord ca el să primească o bucată de pământ la fel de mare și fertilă ca toți ceilalți, cu excepția lui Young și a lui Stangerson, Campbell, Johnston și Drebber, care erau cei mai de seamă bătrâni. Pe ferma pe care a primit-o, John Ferrier și-a construit o casă solidă de bușteni, care a primit atâtea adăugiri în anii care au urmat, că s-a transformat până la urmă într-o vilă spațioasă. Era un om practic, plin de zel în ceea ce făcea și foarte îndemânatic. Constituția lui de fier îi permitea să lucreze de dimineața până seara, îmbunătățind și cultivându-și pământul. Așa s-a întâmplat că ferma lui și tot ceea ce îi aparținea a prosperat din calea afară. În 3 ani, el a devenit mai înstărit decât vecinii lui. În 6 era prosper, în 9 bogat, iar în 12 nu existau 6 oameni în întregul oraș Salt Lake care să se poată compara cu el. De pe țărm până la munții Wasatch, în depărtare, nu exista un nume mai bine cunoscut ca acela lui John Ferrier. Într-un singur fel, el a rănit susceptibilitățile coreligionarilor săi. Niciun argument sau convingere nu l-au putut determina să-și ia câteva femei în maniera tovarășilor săi. N-a oferit niciodată motive pentru refuzul lui constant, ci s-a mulțumit să-și urmeze hotărârea strict și inflexibil. Au existat unii care l-au acuzat că îi lipsește tragerea de inimă în ceea ce privește religia pe care a adoptat-o, iar alții au atribuit această hotărâre lăcomiei de a strânge avere și dorinței de a evita cheltuielile. Alții vorbeau de o poveste de dragoste dinainte și de o fată cu părul bălan, care a murit de durere pe țărmul Atlanticului. Indiferent de motiv, Ferrier
a rămas un celibatar convins. Din toate celelalte puncte de vedere, s-a conformat religiei proaspetei așezări și și-a câștigat faima de a fi un drept credincios și un om dintr-o bucată. Lucy Ferrier a crescut în casa din Bușteni, ajutându-l pe tatăl ei adoptiv în toate acțiunile sale. Aerul tare al munților și mirosul îmbălsămat al pinilor i-au fost tinerei fete și de dacă și mamă. Pe măsură ce anii au trecut, s-a făcut mai înaltă și mai puternică, mai rumenă în obraj, iar pasul i-a devenit mai agil. Mulți călători pe drumul ce treceau pe lângă ferma lui Ferrier simțeau cum gânduri de mult uitate le reînvie în minte când o priveau pe fata sprintenă care pășea prin lanurile de grâu sau când o întâlneau călare pe mustangul tatălui ei, pe care îl călărea cu ușurința și grația unei adevărate copile a vestului. Astfel, bobocul a înflorit, iar în anul în care tatăl ei a devenit cel mai bogat dintre fermieri, ea devenise una dintre cele mai frumoase fete americane de pe întreaga coasta Pacificului. Cu toate acestea, nu tatăl ei a fost primul care a descoperit că fata se făcuse femeie. Rare o se întâmplă așa ceva în astfel de cazuri. Schimbarea aceea misterioasă este prea subtilă și prea treptată ca să poată fi măsurată prin intermediul datelor. Iar fata însăși este ultima care să-și dea seama până când tonul unei voci sau atingere de mână o fac să-i bată puternic inima și realizează cu un amestec de mândrie și teamă că ceva nou și mai important a luat viață înăuntru ei. Sunt puține acelea care nu-și pot aminti de acea zi, de acel mic incident care a anunțat zorii unei vieți noi. În cazul lui Lucy Ferrier, ocazia în sine a fost destul de serioasă, pe lângă influența pe care urma să o aibă asupra destinului ei și a multor altora. Era o dimineață caldă de iunie, iar mormonii erau la fel de ocupați ca și albinele al căror stup și l-au ales drept simbol. Pe câmpuri și străzi se auzea acela zumzăit al hârniciei omenești. Pe drumurile prăfuite defilau șiruri lungi de catări încărcați ce se îndreptau spre vest, căci în California începuse goana după aur și drumul pe uscat trecea prin orașul celor aleși. Erau de asemenea turme de oi și tauri venind de pe pășunile îndepărtate și convoaie de emigranți obosiți, bărbați și cai la fel de extenuați de călătoria lor interminabilă. Făcându-și loc prin toată această adunătură pestriță, cu îndemânarea unei călărețe desăvârșite, galopa Lucy Ferrier, cu fața ei frumoasă roșie de efort și părul ei lung și castaniu fluturindu-i pe spate. Avea de îndeplinit o misiune de la tatăl ei în oraș și se grăbea să ajungă acolo, cum făcuse de multe ori înainte, cu lipsa de frică, caracteristică tinerilor, gândindu-se numai la sarcina ei și cum să se achite de ea. Aventurierii marcați de greutățile călătoriei se uitau uimiți după ea și chiar și impasibilii indieni, care călătorau cu pieile lor, au renunțat la obișnuința lor indiferentă, minunându-se de frumusețea fecioarei. Ajunsese la marginea orașului, unde drumul fusese blocat de o mare turmă de vite, condusă de 6 păstori de la câmpie cu o înfățișare sălbatică. În nerăbdarea ei, a încercat să treacă de acest obstacol, împingându-și calul în ceea ce părea a fi o gaură. Dar, de-abia a intrat acolo, că animalele au înconjurat-o și s-a trezit complet prinsă în râul în mișcare, de tauri cu ochi sălbatici și coarne lungi. Fiind obișnuită să aibă de-a face cu vitele, nu s-a alarmat de situația în care se afla, ci a încercat să profite de fiecare ocazie ca să-și îndemne calul înainte, în speranța de a-și face drum prin cavalcadă. Din nefericire, coarnele unui animal, fie din întâmplare, fie cu voie, au intrat în șalele mustangului, ceea ce l-a nebunit de-a binelea pe acesta. Într-o clipită, s-a ridicat pe picioarele dinapoi, cu un sfărăit furios, și a început să salte în două picioare și să se învârtă astfel că ar fi zvârlit la pământ pe oricine altcineva decât pe un călăreț priceput. Situația era plină de pericol. Fiecare săritură animalului furios făcea ca acele coarne să intre din nou în trup și îl întărâta să se înfurie și mai mult. Tot ceea ce fata putea face era să rămână în șa, căci o alunecare ar fi însemnat o moarte teribilă sub copitele animalelor greoaie și înspăimântate. Neobișnuită cu situațiile neașteptate, capul a început să-i se învârtă, iar trânsoarea hățului a început să cedeze. Înnecându-se în norul de praf și abur de la respirația animalelor ce se înfruntau, ar fi renunțat disperată să mai facă vreun efort, dacă o voce prietenoasă lângă ea nu ar fi asigurat-o de sprijin. În același moment, o mână bronzată și mușchiuloasă a prins de zăbală calul înfricoșat și, făcându-i loc prin turmă, l-a adus la margine. "Sper că nu ești rănită, domnișoară," a spus salvatorul ei cu respect. Ea s-a uitat în sus la fața lui întunecată și sălbatică, râzând ștrengărește. "Sunt groaznic de înspăimântată," a spus cu naivitate. Cine s-ar fi gândit că Poncio se poate speria atât de rău de o grămadă de vite? "Mulțumesc lui Dumnezeu că ai rămas în șa," a spus el serios.
Era un tânăr înalt, cu o înfățișare sălbatică, care călărea un cal mur puternic și era îmbrăcat în haine aspre de vânătoare, o pușcă lungă atârnându-i pe umăr. "Bănuiesc că ești fata lui John Ferrier," a remarcat. "Te-am văzut călărind dinspre casa lui. Când îl vezi, întreabă-l dacă își amintește de familia lui Jefferson Hope din St. Louis. Dacă e același Ferrier, tatăl meu și cu el erau cândva buni prieteni." "N-ar fi mai bine să vii și să-l întrebi tu însuți?" l-a întrebat ea cu pretinsă nepăsare. Tânărul a părut încântat de sugestie, iar ochii lui întunecați au strălucit de plăcere. "Așa voi face," a spus el. "Am fost în munți timp de 2 luni și nu prea arăt de făcut vizite. Trebuie să mă accepte așa cum sunt." "Are pentru ce să-ți mulțumească." "Și eu tot așa," i-a răspuns ea. "Mă iubește foarte mult. Dacă vitele alea m-ar fi călcat în picioare, nu și-ar fi revenit vreodată." "Nici eu," a spus însoțitorul ei. "Tu? Păi, nu văd de ce ți-ar fi păsat de asta. Nu ești nici măcar prietenul nostru." Fața întunecată a tânărului vânător a devenit atât de posomorât auzind această remarcă, că Lucy Ferrier a râs tare. "Ei, acum n-am spus-o serios," a spus ea. "Firește că ești acum prietenul nostru. Trebuie să vii să ne vizitezi. Acum trebuie să te părăsesc. Alminter, tata nu o să mă mai pună să-i rezolv treburile. La revedere." "La revedere," i-a răspuns el, ridicându-și largul sombrero și aplecându-se asupra mâinii ei mici. Ea și-a întors mustangul, i-a tras una cu biciușca și a dispărut în goană într-un nor de praf. Tânărul Jefferson Hope a continuat să călărească alături de tovarășii săi, posomorât și tăcut. Se întorceau din munții Nevada, unde fuseseră să caute aur și au venit în Salt Lake, în speranța de a strânge destui bani să exploateze niște zecăminte pe care le-au descoperit acolo. Fusese la fel de interesat ca toți ceilalți în privința acestei afaceri, până când acest incident neașteptat i-a deviat gândurile pe un alt făgaș. Vederea frumoasei fete, la fel de candidă și sănătoasă ca adierile din Sierra, i-a mișcat până în străfunduri inima neîmblânzită și vulcanică. Când a dispărut din ochii săi, el și-a dat seama că totul se schimbase și că nici afacerile cu argint, nici o altă problemă, nu puteau deveni vreodată la fel de importante ca această noutate care îi observea întreaga atenție. Dragostea care îi invadase inima nu era fantezia bruscă și simbătoare a unui băiat, ci mai degrabă pasiunea sălbatică, teribilă a unui bărbat cu o voință puternică și cu un temperament năvalnic. Era obișnuit să aibă succes în tot ceea ce făcea și a jurat că nu va da greș nici aici, atâta vreme cât efortul și perseverența îi puteau garanta succesul. L-a vizitat pe John Ferrier în acea seară și de multe ori după aceea, până când fața lui a devenit familiară la fermă. John, izolat în valea lui și cufundat în muncă, nu prea a avut ocazia să audă vești din lumea de afară în timpul ultimilor 12 ani. Pe toate acestea, Jefferson Hope putea să îi le comunice acum, într-un stil care o interesa și pe Lucy și nu numai pe tatăl ei. Se numărase printre primii exploratori din California și putea povesti multe istorii ciudate despre averi făcute și averi pierdute în acele zile furtunoase și fericite. Fusese cercetaș, vânător, căutător de argint și fermier. Oriunde era vorba de aventuri ieșite din comun, Jefferson Hope se avânta în căutarea lor. A devenit în curând favoritul bătrânului fermier, care vorbea elocvent de virtuțile sale. În asemenea ocazii, Lucy devenea tăcută, dar obrazul ei roșu și ochii strălucitori și fericiți arătau cât se poate de clar că inima nu-i mai aparținea. Poate că onestul ei tată nu observase aceste semne, dar, cu siguranță, ele fuseseră înțelese de bărbatul care i-a câștigat dragostea. Într-o seară de vară, el a sosit galopând pe drum și s-a oprit la poartă. Ea era în pragul ușii și a ieșit să-l întâlnească. Acesta a aruncat hățul peste gard și a luat-o cu pași mari pe cărare. "Plec, Lucy," i-a spus, luându-i mâinile între ale sale și uitându-se tandru la fața ei. "Nu-și cer să vii cu mine acum, dar vei fi gata să o faci când mă întorc?" "Și când va fi asta?" l-a întrebat ea, roșindu-se și râzând. "În cel mai rău caz, peste 2 luni. O să vin să te cer atunci, draga mea. Nu există nimeni care să se opună." "Dar tata?" l-a întrebat ea. "Și-a dat consimțământul, cu condiția să deschidem minele acelea. N-am nicio îndoială în privința lor." "Oh, bine! Firește, dacă tu și cu tata v-ați înțeles, nu mai e nimic de spus," a șoptit ea, lăsându-și obrazul pe pieptul lui lat. "Mulțumesc lui Dumnezeu," a spus el cu o voce groasă, aplecându-se și sărutând-o. "S-a aranjat atunci. Cu cât rămân mai mult, cu atât mi-e mai greu să plec. Oamenii mă așteaptă în defileu. La revedere, iubita mea! La revedere! În 2 luni o să mă întorc."
S-a smuls de lângă ea, în timp ce vorbea și aruncându-se pe cal, s-a îndepărtat năvalnic în galop, neîntorcându-se deloc, ca și cum s-ar fi temut că ar fi putut ceda dacă ar fi aruncat o privire la fata de la care pleca. Ea a rămas în poartă, uitându-se după el până când nu l-a mai văzut. Apoi a intrat în casă. Cea mai fericită fată din Utah. Capitolul 3. John Ferrier vorbește cu profetul. Se scurseseră 3 săptămâni de când Jefferson Hope și tovarășii săi au plecat din Salt Lake. John Ferrier avea inima strânsă când se gândea la întoarcerea tânărului și la pierderea iminentă a copilei adoptate. Toate acestea, fața ei luminoasă și fericită l-a făcut să se împace cu înțelegerea făcută mai mult decât ar fi putut o face vreun argument. A fost dintotdeauna hotărât, în străfundul inimii lui, că nimic nu putea să-l determine să-și lase fata să se căsătorească cu un mormon. În ochii lui, o asemenea căsătorie nu era o căsătorie, ci o rușine și o luare în derâdere. Indiferent ce credea despre doctrinele mormonilor, în privința acestui aspect era inflexibil. Cu toate acestea, trebuia să țină gura asupra subiectului respectiv, întrucât în ținutul mormonilor era periculos să exprime o opinie diferită în acele zile. Da, un lucru periculos. Într-atât de periculos, încât nici chiar cei mai credincioși nu îndrăzneau să-și exprime altfel decât în șoaptă opiniile religioase, ținându-și răsuflarea ca nu cumva ceva ce le-a ieșit din gură să fie prost înțeles, iar pedeapsa să se abată iute asupra capetelor lor. Victimele persecuției au devenit la rândul lor persecutori și încă din cei mai îngrozitori. Nici Inchiziția din Sevilla, nici Germana Wemgericht, nici societățile secrete din Italia nu au putut vreodată să pună în mișcare o mașinărie mai formidabilă decât aceea care a adus norii deasupra statului Utah. Invizibilitatea și misterul ce o învăluia au făcut această organizație de 2 ori mai teribilă. Părea a fi omniștientă și omnipotentă și cu toate acestea nu fusese nici văzută, nici auzită. Omul care se răzvrătea împotriva bisericii dispărea fără urmă și nimeni nu știa unde s-a dus sau ce i s-a întâmplat. Soția și copiii săi l-așteptau acasă, dar niciun tată nu se mai întorcea vreodată să povestească ce au făcut judecătorii din umbră. Un cuvânt necugetat sau un act impulsiv era urmat de anihilare. Și totuși, nimeni nu știa de ce natură era această putere teribilă ce plana deasupra lor. Nu era de mirare că oamenii se mișcau cu frică și tremurând și nici chiar în inima sălbăticiei nu îndrăzneau să șoptească ceva despre îndoielile care îi apăsau. La început, această putere vagă și înspăimântătoare era exercitată numai asupra recalcitranților, care, adoptând credința mormonă, au dorit după aceea să se pervertească sau să o abandoneze. În curând, totuși, domeniul ei de acțiune s-a extins. Rezerva de femei era pe sfârșite, iar poligamia, în lipsa unei populații feminine care să o alimenteze, era o doctrină golită de sens. Au început să se răspândească zvonuri ciudate. Zvonuri privind uciderea unor emigranți și îmbușcături prin tabere aflate în zone în care nu existau indieni. Femei noi și-au făcut apariția în haremurile bătrânilor. Femei care sufereau și plângeau și aveau întipărite pe față urmele unei orori de neuitat. Călătorii târzii, prin munți, vorbeau de bande de oameni înarmați și mascați care se furișau fără zgomot și care alunecaseră pe lângă ei în întuneric. Aceste istorii și zvonuri au început să fie din ce în ce mai credibile și fuseseră confirmate și reconfirmate până când primiseră un nume bine definit. Până în ziua de astăzi, în fermele singuratice din vest, numele bandei Danite sau Îngerii Răzbunători sună sinistru și prevestitor de rău. O cunoaștere mai adâncă a organizației ce făcea asemenea lucruri groaznice a dus la creșterea, mai degrabă decât la diminuarea ororii pe care o inspira oamenilor. Nimeni nu știa cine făcea parte din această societate necruțătoare. Numele celor care participau la fapte sângeroase și violente, făcute în numele religiei, erau ținute într-un secret absolut. Chiar prietenul căruia îi comunica îndoielile pe care le avea în legătură cu profetul și misiunea sa, putea fi unul dintre aceia care venea în puterea nopții să stracă casa prin foc și sabie, drept pedeapsă. De aceea, fiecăruia îi era frică de vecini și nimeni nu mai vorbea de lucrurile care îi stăteau la inimă. Într-o dimineață frumoasă, John Ferrier era pe punctul de a porni la muncă pe câmpul cu greu, când a auzit clinchetul încuietorii și, privind pe fereastră, a zărit un bărbat de vârstă mijlocie, solid și roșcat, venind pe cărare. Inima a încetat să-i bată, căci acesta era nimeni altul decât marele Brigham Young în persoană. Febril, căci știa că o asemenea vizită nu anunța nimic bun, Ferrier a legat spre ușă pentru a-l întâmpina pe conducătorul mormonilor.
Cu toate acestea, el i-a primit salutul cu răceală, urmându-l cu o față severă în salon. Frate Ferrier, i-a spus, așezându-se și fixându-l pe fermier atent de sub genele sale deschise la culoare. Adevărații credincioși ți-au fost buni prieteni. Te-am luat cu noi când murai de foame în deșert. Am împărțit cu tine mâncarea noastră. Te-am adus în siguranță în Valea Aleșilor. Ți-am dat o bucată mare de pământ și te-am lăsat să te îmbogățești sub protecția noastră. Nu-i așa? Ba, așa e, i-a răspuns John Ferrier. În schimbul acestor lucruri, ți-am cerut să îndeplinești doar o condiție. Și aceea a fost să îmbrățișești credința adevărată și să te supui din toate punctele de vedere cerințelor ei. Ai promis să faci asta, dar dacă ceea ce aud e adevărat, nu te-ai ținut de cuvânt. Cum așa? L-a întrebat Ferrier, ridicându-și mâinile în semn de protest. Nu am donat bani în fondul comun, nu m-am rugat la templu, n-am făcut toate astea. Unde sunt nevestele? L-a întrebat Young, uitându-se în jur. Cheamă-le ca să le salut. Este adevărat că nu m-am căsătorit, i-a răspuns Ferrier. Dar femeile erau puține și existau mulți care aveau mai multe drepturi decât mine. Nu am fost singur. Am avut-o pe fica mea să aibă grijă de mine. Chiar despre fica ta vreau să-ți vorbesc, a spus conducătorul mormonilor. A devenit floarea statului Utah și este plăcută de multe persoane însemnate. John Ferrier a oftat înăuntru său. Se povestește, deși eu unul nu cred, că este promisă unui necredincios. Asta trebuie să fie numai bârfa celor care n-au treabă. Care este cea de-a 13-a regulă din codul preasfințitului Joseph Smith? Orice fecioară de credință adevărată trebuie să se căsătorească cu un ales, căci dacă se căsătorește cu un necredincios, comite un păcat teribil. Așa stând lucrurile, este imposibil ca tu, care profesezi credința sfântă, să-ți lași fata să o încalce. John Ferrier n-a răspuns nimic, dar se juca nervos cu biciușca. Prin aceasta îți vom testa credința. Așa s-a hotărât în sfatul sfânt al celor patru. Asta e tânără și nu o să așteptăm să se mărite cu părul cărunt și nici nu o să o lipsim de posibilitatea de a alege. Noi bătrânii avem multe soții, însă și copiii noștri trebuie să aibă. Stangerson are un fiu și Drebber are un fiu și oricare dintre ei ar fi fericit să-ți primească fica în casa lui. Lasă-o să aleagă între ei, sunt tineri și bogați și urmează credința adevărată. Ce spui de asta? Ferrier a rămas tăcut câteva clipe cu sprâncenele încruntate. O să ne dați timp, a spus el în cele din urmă. Fica mea este foarte tânără, dar via de e de măritiș. O să aibă o lună să hotărască, a spus Young, ridicându-se de pe scaun. La sfârșitul acestei perioade ne va da răspunsul. Ieșea pe ușă când s-a întors cu fața roșie și ochii strălucind. Ar fi fost mai bine pentru tine, John Ferrier, a tunat el, ca tu și cu ea să fi fost acum niște schelete albite în Sierra Blanco, decât să încerci să-ți opui slaba voință împotriva ordinelor celor patru sfinți. Făcând un gest amenințător cu mâna, a trecut de ușă, iar Ferrier i-a auzit pașii apăsați, luând-o alene de-a lungul cărării pietruite. Stătea încă jos, cu cotul pe genunchi, gândindu-se cum să-i spună aceasta fiicei lui, când o mână ușoară s-a lăsat peste-a sa, și uitându-se în sus, a văzut-o în picioare lângă el. O singură privire la fața ei palidă și speriată i-a fost de ajuns să știe că auzise ce s-a petrecut. N-am putut să mă abțin, i-a spus ea răspunzând privirii sale. Vocea sa răsuna prin toată casa. Oh, tată, tată, ce o să facem? N-o să fie teamă, i-a răspuns el trăgând-o spre el și trecându-și mângâietor mâna sa lată și aspră peste părul ei castaniu. O să o rezolvăm într-un fel sau altul. Nu cred că dragostea ta pentru acest tânăr începe să scadă, nu-i așa? Un suspin și o strângere al mâinii au fost singurul răspuns. Nu. Firește că nu. Nu aș fi vrut să te aud spunând da. Este un tânăr ca lumea și este creștin, de preferat oamenilor ăștia de aici, cu toate rugile și predicile lor. Știu un grup care pleacă mâine spre Nevada și o să-i trimit vorbă în ce situație groaznică ne aflăm. Dacă-l cunosc bine, o să se întoarcă cu o viteză mai mare decât a telegrafului. Lucy râdea printre lacrimi la descrierea făcută de tatăl ei. Când vine, o să ne sfătuiască ce e mai bine de făcut. Dar mi-e frigă pentru tine, dragul meu. Se aud atâtea povești înspăimântătoare în legătură cu cei care îi se opun profetului. Întotdeauna li se întâmplă ceva teribil. Dar noi nu i ne-am opus încă, i-a răspuns tatăl ei. Va trebui să fim cu ochii în patru când o să o facem. Avem o lună întreagă în fața noastră. La sfârșitul ei, bănuiesc că ar fi cel mai bine să o ștergem din Utah. Să părăsim Utah? Cam așa ceva. Dar ferma?
Vom lua cât de mulți bani putem și o să renunțăm la restul. Ca să spun drept, Lucy, nu e prima oară când m-am gândit la asta. Nu pot să mă închin în fața vreunui om, așa cum fac oamenii ăștia în fața profetului naibii. Sunt un american liber și nu mă pot împăca cu asta. Cred că sunt prea bătrân să mai schimb ceva. Dacă profetul mai apare scodind pe la fermă, s-ar putea să fie întâmpinat de niște gloanțe din direcția opusă. Dar nu o să ne lase să plecăm, a obiectat fica lui. Așteaptă până vine Jefferson și o să-i dăm de capăt. Între timp, nu-ți fă griji, draga mea. Și nu plânge să ți se umfle ochii, căci alminteri omul tău o să se lege de mine. N-are de ce să-ți fie teamă și nu există niciun pericol. John Ferrier a rostit aceste remarci consolatoare pe un ton plin de încredere. Dar ea n-a putut să nu observe atenția neobișnuită cu care a încuiat ușile noaptea aceea și nici faptul că a curățat și încărcat vechea pușcă ruginită ce atârna pe peretele camerei sale. Capitolul 4. Fuga pentru a scăpa cu viață. În dimineața de după această convorbire cu profetul mormon, John Ferrier s-a dus în Salt Lake și, găsindu-și cunoștința care urma să plece în Munții Nevada, i-a dat o scrisoare pentru Jefferson Hope. În ea, l-a înștiințat pe tânăr de pericolul iminent ce amenința, arătându-i cât de necesar era să se întoarcă. După ce a făcut asta, s-a simțit mai în largul lui și s-a întors acasă cu inima mai ușoară. Pe când se apropia de fermă, a rămas surprins să vadă câte un cal prins de fiecare din stâlpii porții. Când a intrat, a fost și mai uimit să descopere doi tineri care fusese răstăpânire pe salon. Unul, cu o față lunguiață și palidă, stătea pe spate în balansoar, cu picioarele ridicate pe cămin. Celălalt, un tânăr cu gâtul gros și trăsături buhăite și neregulate, stătea la fereastră, cu mâinile în buzunar, fluierând un limb cunoscut. Ambii au dat din cap când a intrat, iar cel din balansoar a început conversația. "Poate nu știi cine suntem," i-a spus. "Acesta de aici este fiul bătrânului Drebber și eu sunt Joseph Stangerson, cel care a călătorit cu tine prin deșert când domnul ți-a întins mâna și te-a primit în comunitatea cea adevărată." "Așa cum va face cu toate națiile când va veni vremea," a spus celălalt cu o voce nazală. "Macină încet, dar foarte fin." John Ferrier a făcut rece o plecăciune. "Am venit," a continuat Stangerson, "la sfatul părinților noștri, ca să cerem mâna fiicei tale pentru oricare din noi care îți place ție și ei. Întrucât am numai 4 soții, iar fratele Drebber are 7, mi se pare că sunt mai îndrept." "Nu, nu, frate Stangerson," a strigat celălalt. "Problema nu este câte soții avem, ci câte putem ține. Tata mi-a dat mie morile sale și eu sunt cel mai bogat dintre noi doi." "Însă speranțele mele de viitor sunt mai bune," a spus celălalt cu înflăcărare. "Când domnul cheamă pe tata la el, o să-mi rămână tăbăcăria și fabrica de piele. În plus, sunt mai în vârstă decât tine și mai mare în rândurile bisericii." "Fata va decide," a intervenit tânărul Drebber, surâzând încrezut la propria reflecție în oglindă. "O să o lăsăm pe ea să hotărască." În timpul acestui dialog, John Ferrier a rămas înfurindu-se în ușă, de-abia abținându-se să nu-și încerce biciușca pe spatele celor doi vizitatorei săi. "Fiți atenți," le-a spus în cele din urmă, luându-l spre ei. "Când o să vă cheme fata mea, puteți veni, dar până atunci nu vreau să vă mai văd mutrele din nou." Cei doi tineri mormoni s-au holbat la el uluiți. În ochii lor, competiția dintre ei pentru mâna fetei era cea mai mare onoare posibilă, atât pentru ea, cât și pentru tatăl ei. "Există 2 căi de ieșire din cameră," a zbierat Ferrier, "pe ușă sau pe fereastră, pe care vreți să o folosiți." Fața lui arsă de soare arăta atât de sălbatică, iar mâinile lui osoase atât de amenințătoare, că vizitatorii au sărit în picioare și s-au retras în grabă. Bătrânul fermier i-a urmat spre ușă. "Înștiințați-mă când vă hotărâți care dintre voi va fi," le-a spus bajocoritor. "O să-mi plătesc scump pentru asta," a urlat Stangerson, roșu de furie. "Ai sfidat profetul și sfatul celor 4. O să regreți asta până la sfârșitul zilelor tale." "Mâna domnului o să coboare asupra ta," a strigat tânărul Drebber. "Se va scula și te va lovi." "Atunci o să încep eu loviturile," a exclamat Ferrier furios și s-ar fi năpusit jos să-și ia pușca, dacă Lucy nu l-ar fi prins de braț oprindu-l. Înainte de a putea să scape din strânsoarea ei, zgomotul copitelor cailor celor doi vizitatori i-a dat de știre că nu putea să-i mai ajungă. "Fanfaron și ticăloși," a exclamat el, ștergându-și sudoarea de pe frunte. "Mai degrabă te-aș vedea moartă, fata mea, decât soția oricăruia dintre ei." "Și eu simt la fel, tată," i-a răspuns ea vioaie. "Dar Jefferson va fi în curând aici." "Da,
Nu va trece mult până când va veni. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, căci nu știm care va fi următoarea lor mișcare. Era într-adevăr cât se poate de necesar ca cineva care îi putea sfătui și sprijini să sară în ajutorul robustului fermier în vârstă și al fiicei lui adoptive. În întreaga istorie a așezării, n-a existat vreodată un asemenea caz de nesupunere vădită în fața autorității bătrânilor. Dacă greșelile minore fuseseră pedepsite cu atâta severitate, care urma să fie soarta acestui rebel inveterat? Ferrier știa că averea și poziția sa nu aveau să-i fie de niciun folos. Alții, la fel de cunoscuți și bogați ca și el, au fost făcuți să dispară înainte, iar bunurile le-au fost confiscate de biserică. Era un om curajos, dar tremura în fața amenințărilor vagi și ascunse ce planau asupra lui. Putea să înfrunte orice pericol clar cunoscut, dar această așteptare nesigură îl descuraja. Cu toate acestea, și-a ascuns temerile de fata sa, pretinzând că nu era nimic serios, deși aceasta, cu simțul pătrunzător al dragostei ce o purta, și-a dat seama că nu era în apele lui. S-a așteptat să primească un mesaj sau mustrare de la Young pentru comportamentul său și nu s-a înșelat, deși aceasta a venit într-o manieră neașteptată. Trezindu-se în dimineața următoare, a găsit, spre surprinderea lui, o bucățică de hârtie prinsă de cuvertura de pe pat, chiar deasupra pieptului. Pe aceasta se aflau scrise cu litere mari și răzlețe. Ai 29 de zile la dispoziție pentru îndreptare. Iar apoi? Liniuța de la sfârșit era mai înfricoșătoare decât ar fi putut fi vreo amenințare directă. Cum a ajuns acest avertisment în odaia sa, l-a uimit teribil pe John Ferrier, întrucât servitorii nu dormeau în casă, iar ușile și ferestrele fuseseră toate încuiate. A mototolit hârtia și nu i-a spus nimic fiicei lui, dar incidentul i-a dat fiori. Cele 29 de zile făceau evident parte din perioada stabilită de Young. Ce forță sau curaj putea rezista acestui dușman, înarmat cu puteri atât de misterioase? Mâna care prinsese acul de cuvertură ar fi putut să-i străpungă inima și nici măcar n-ar fi știut vreodată cine l-a omorât. În dimineața următoare a fost încă și mai tulburat. Stăteau la micul dejun când Lucy, cu un strigă de surprindere, a arătat în sus. În mijlocul tavanului era scrijelit cu un băț aprins, se pare, numărul 28. Pentru fata sa, acesta era de neînțeles și el n-a lămurit-o. În noaptea aceea a stat treaz cu pușca alături. N-a văzut și n-a auzit nimic. Și totuși, dimineața, un mare 27 a fost trasat pe exteriorul ușii. Astfel, zilele s-au scurs una după alta și în fiecare dimineață putea vedea că dușmanii săi țineau evidența, marcând într-un loc vizibil câte zile mai avea din luna de grație. Uneori numerele fatale apăreau pe pereți, alteori pe podea, din când în când pe plăcuțe prinse de poarta grădinii sau de grilaj. Oricât de vigilent era, John Ferrier nu putea descoperi de unde apăreau aceste avertismente zilnice. O oroare aproape superstițioasă îl cuprindea la vederea lor. A devenit palid și neliniștit, iar ochii lui avea privirea tulbure a unei creaturi vânate. Nu mai avea nici decât o speranță de supraviețuire, iar aceea era sosirea tânărului vânător din Nevada. 20 au devenit 15, iar 15, 10, dar nici urmă de cel absent. Rând pe rând numerele se micșorau și totuși niciun semn. Ori de câte ori se auzea câte un călăresc pe drum sau un văcar strunindu-și oamenii, bătrânul fermier se nepustea la poartă, crezând că ajutorul a sosit în cele din urmă. În final, când a văzut că 5 a devenit 4, iar 4 3, s-a pierdut cu firea și a abandonat orice speranță de scăpare. Singur, și având o cunoaștere limitată a munților ce înconjurau așezarea, știa că era lipsit de putere. Drumurile mai umblate erau strict controlate și păzite și nimeni nu putea trece pe ele fără permisiunea sfatului. Ori încotro ar fi luat-o, nu părea să existe vreo cale de a evita lovitura care l-aștepta. Toate acestea, bătrânul nu a ezitat niciun moment în hotărârea lui de a renunța mai degrabă la viață decât să consimtă la ceea ce considera a fi dezonoarea fiicei lui. Într-o seară ședea singur, cufundat în necazurile sale și căutând în van o cale de scăpare. În acea dimineață, cifra 2 apăruse pe peretele casei, iar ziua următoare era ultima din timpul care îi fusese acordat. Ce urma să se întâmple atunci? Tot felul de imagini vagi și fricoșătoare îl asaltau. Iar fiica sa, ce urma să se aleagă de ea după ce el era ucis? Nu exista nicio scăpare din rețeaua nevăzută ce îi înconjura. Și-a lăsat capul pe masă și a suspinat gândindu-se la neajutorarea sa. Ce fusese asta?
În tăcerea din jur a auzit o zgârietură ușoară, înceată, dar foarte distinctă în liniștea nopții. Venea de la ușa casei. Ferrier s-a strecurat în hol și a ascultat cu atenție. Câteva momente a existat o pauză, iar apoi sunetul încet, insidios, s-a repetat. Evident, cineva bătea foarte delicat în ușă. Era vreun asasin care venise să îndeplinească ordinele tribunalului secret? Ori era vreun mesager care vroia să lase un semn că ultima zi de grație sosise? John Ferrier a simțit că moartea pe loc ar fi fost de preferat așteptării care îi zdruncina nervii și îngheța inima. Sărind înainte, a tras zăvorul și a deschis ușa. Afară totul era calm și liniștit. Noaptea era frumoasă, iar stelele străluceau deasupra. Grădinița din față, împrejmuită de gard și poartă, se întindea în fața ochilor fermierului, însă nici acolo, nici pe drum, nu se putea vedea vreun om. Cu un suspin de ușurare, Ferrier s-a uitat în stânga și în dreapta, până când, privind în întâmplare în jos, a văzut cu uimire la picioarele sale un om zăcând întins pe burtă, cu brațele și picioarele rășchirate. S-a speriat atât de tare că s-a sprijinit de perete, astupându-și gura ca să nu strige. Primului gând a fost că făptura culcată la pământ era un om rănit sau pe moarte, dar, privind-o mai bine, a văzut-o sucindu-se spre hol, rapid și fără zgomot, ai doima unui șarpe. Odată în casă, omul s-a ridicat brusc în picioare, a închis ușa și fermierul uluit a putut vedea fața sălbatică și expresia hotărâtă a lui Jefferson Hope. O, Dumnezeule!" a căfuit John Ferrier. Cum m-ai mai speriat? Ce te-a făcut să te comporți astfel?" Dă-mi să mănânc," a spus celălalt răgușit. N-am avut timp să iau o bucătură în ultimele 48 de ore." S-a năpustit asupra fripturii reci și pâinii care se aflau încă pe masă de la cina gazdei sale și l-a devorat vorace. Lucy e bine?" a întrebat când și-a satisfăcut foamea. Da, nu e conștientă de pericol," a răspuns tatăl ei. Asta e bine. Casa este păzită pe toate părțile. De aceea trebuie să mă târăsc până aici. Pot fi ei ai dracului de atenți, dar nu sunt destul de ager pentru a prinde un vânător, Washoe." John Ferrier se simțea un alt om, acum că a văzut că are un aliat de nădejde. A prins mâna bătătorită a tânărului și a strâns-o prietenește. Sunt mândru de tine," i-a spus. Nu sunt prea mulți aceia care ar fi venit să împartă pericolul și necazurile cu noi." Ai perfectă dreptate, amice," i-a răspuns tânărul vânător. Te respect, dar dacă ai fi singur în această situație, aș gândi de două ori înainte de a mă băga într-un asemenea cuib de viespi. Din pricina lui Lucy sunt aici și înainte de a-i se întâmpla ceva rău, bănuiesc că va exista cu unul mai puțin în familia Hope din Utah. Ce o să facem? Mâine este ultima zi și dacă nu acționăm în noaptea asta, suntem pierduți. Am un catâr și doi cai care ne așteaptă în ravena vulturului. Câți bani ai? $2000 în aur și 5 în bancnote. E de ajuns. Pot adăuga încă pe atâția. Trebuie să ne grăbim spre Carson, prin munți. Trezește-o mai bine pe Lucy. E bine că servitorii nu dorm în casă. În timp ce Ferrier s-a dus să o pregătească pe fiica sa pentru călătorie, Jefferson Hope a împachetat într-o boccea toată mâncarea pe care a găsit-o și a umplut cu apă ulcea, căci știa din experiență că erau puține surse de apă pe munte și departe una de alta. De-abia terminase pregătirile când fermierul s-a întors cu fiica sa, gata îmbrăcată și pregătită să pornească la drum. Cei doi iubiți s-au salutat cu căldură, dar în grabă, căci minutele erau prețioase și aveau multe de făcut. Trebuie să pornim de îndată, a spus Jefferson Hope, încet, dar hotărât, ca unul care realiza pericolul, dar își întărise inima să-l înfrunte. Intrările din față și spate sunt păzite, dar, cu precauție, putem ieși prin fereastră laterală și să o luăm prin lanuri. Odată ce ajungem în drum, avem doar 3 kilometri până la Ravena unde ne așteaptă caii. La ivirea zorilor, o să fim la jumătatea distanței în munți. Ce se întâmplă dacă ne opresc? L-a întrebat Ferrier. Hope a lovit patul pistolului care îi se vedea din tunică. Dacă sunt prea mulți pentru noi, o să luăm 2 sau 3 pe lumea cealaltă, a spus el cu un zâmbet sinistru. Luminile din casă au fost toate stinse, iar de la fereastra întunecată, Ferrier a cercetat cu privirea câmpurile care i-au aparținut și pe care urma să le abandoneze acum pentru totdeauna. S-a pregătit totuși de multă vreme pentru acest sacrificiu, iar gândul la onoarea și fericirea fetei sale era mai important decât orice regret privind averea ruinată. Totul arăta atât de pașnic și fericit, copacii foșnind și câmpul cu grâne, lat și tăcut, încât era greu să crezi că spiritul crimei pândea pretutindeni. Totuși, fața albă și expresia hotărâtă a tânărului vânător arătau că, apropiindu-se de casă,
A văzut destule ca să fie sigur că așa stăteau lucrurile. Fellier căra de saga cu aurul și bagnotele, Jefferson Hope avea puținele provizii și apa, în timp ce Lucy ducea o boccea cu câteva din lucrurile la care ținea. Deschizând fereastra foarte încet și cu mare atenție, au așteptat până un nor întunecat a făcut noaptea și mai adâncă, iar apoi, unul câte unul, au trecut prin ea în grădiniță. Cu răsuflarea tăiată și ghemuindu-se, au traversat-o cu greu, ajungând la adăpostul gardului, de-a lungul căruia au mers până când au ajuns la spărtura care dădea în câmpul cu porumb. Tocmai ce ajunseseră aici, când tânărul i-a înșfăcat pe cei doi însoțitori și i-a tras în umbră, unde au rămas cu toții tăcuți și tremurând. Din fericire, obișnuința cu preeria a făcut ca urechile lui Jefferson Hope să devină foarte fine. De-abia au avut timp el și prietenii lui să se ghemuiască, că s-a auzit, doar la câțiva metri de ei, țipătul trist al unei cucuvele, căruia i-a răspuns un altul la mică distanță. În aceeași clipă, o figură neclară, ascunsă în umbră, a apărut din spărtura spre care se îndreptau și a scos semnalul plângăresc din nou, la sunetul căruia un al doilea om s-a ivit din întuneric. Mâine la miezul nopții, a spus primul, care părea a comanda, când rândunica de noapte țipă de 3 ori. E în regulă, i-a răspuns celălalt. Să-i spun fratelui Drebber? Transmite-i și lui și celorlalți. 9 la 7. 7 la 5, a repetat celălalt. Și cele două figuri au alunecat în direcții diferite. Ultimele lor cuvinte fuseseră clar o parolă și o contraparolă. În momentul în care pașii lor nu s-au mai auzit, Jefferson Hope a sărit în picioare și, ajutându-și tovară și să treacă prin spărtură, a luat-o înainte pe câmp cu cea mai mare repeziciune, sprijinind-o și cărând-o pe jumătate pe fată, când aceasta părea să nu mai aibă putere. Grăbiți-vă! Grăbiți-vă! Gâfâia el din când în când. Am trecut de santinele. Totul depinde de viteza noastră. Grăbiți-vă! Odată ajuns în drum, au înaintat rapid. Numai o singură dată au întâlnit pe cineva și atunci au reușit să se strecoare într-un lan, evitând să fie recunoscuți. Înainte de a ajunge în oraș, vânătorul a luat-o pe o cărare accidentată și îngustă ce ducea în munți. Două culmi întunecate și crestate se întrevedeau amenințătoare deasupra lor în întuneric. Iar defileul dintre ele era ravena vulturului, în care îi așteptau caii. Cu un instinct fără greș, Jefferson și-a făcut drum printre stâncile uriașe și de-a lungul albii unui pârâu secat, până când a ajuns într-un colț retras, împrejmuit de stânci, în care animalele credincioase fuseseră legate. Fata a fost pusă pe catâr, iar bătrânul Ferrier, cu desaga lui cu bani, pe unul din cai, în timp ce Jefferson îl conducea pe celălalt pe cărarea abruptă și periculoasă. Era un drum înspăimântător pentru cineva care nu era obișnuit cu natura în toată sălbăticia ei. Pe o parte, o stâncă abruptă se înălța până la 300 de metri sau mai sus, neagră, severă și amenințătoare, având pe suprafața ei accidentată lungi coloane de bazalt, aidoma coastelor unui monstru împietrit. Pe partea cealaltă, o îmbălmășeală de stânci și resturi de copaci făceau înaintarea imposibilă. Între cele două se strecurau cărări neregulate, atât de înguste pe alocuri că trebuiau să treacă în șir indian și atât de dificile încât numai călăreții experimentați puteau să le traverseze. Totuși, în ciuda tuturor pericolelor și greutăților, aveau inimile ușoare, căci fiecare pas mărea distanța dintre ei și despotismul teribil de care fugeau. Cu toate acestea, s-a dovedit în curând că se aflau încă sub jurisdicția sfinților. Ajunseseră în partea cea mai sălbatică și stearpă a trecătorii, când fata a scos un țipă de surpriză și a arătat în sus. Pe o stâncă deasupra cărării se contura întunecată, dar clară pe fundalul cerului, o santinelă solitară. I-a văzut chiar în momentul în care au zărit-o și ei și o somație militarească. Cine e acolo? A răsunat în ravena tăcută. Călător spre Nevada, a spus Jefferson Hope, cu mâna pe pușca care i-a târnat din șa. L-au văzut pe pasnicul singuratic, luându-și pușca și uitându-se în jos, ca și cum n-ar fi fost mulțumit de răspunsul primit. Cu permisiunea cui? I-a întrebat. A celor 4 sfinți, i-a răspuns Ferrier. Știa din experiența sa cu mormonii că aceasta era cea mai înaltă autoritate pe care o putea invoca. 9 la 7, a strigat santinela. 7 la 5, i-a răspuns prompt Jefferson Hope, amintindu-și contraparola pe care o zise în grădină. Treceți și Domnul să fie cu voi, răspuns vocea de deasupra. Dincolo de acest post, cărarea s-a lărgit, iar caii au putut să o ia la trap. Uitându-se în urmă, l-au putut vedea pe pasnicul solitar sprijinindu-se în pușcă și au știut că au trecut de ultimul post al aleșilor și că acum erau liberi. Capitolul 5. Îngerii răzbunători.
Toată noaptea au traversat defileuri întortocheate și cărări accidentate și pline de stânci. S-au rătăcit nu odată, însă faptul că Hope cunoștea munții atât de îndeaproape le-a permis să regăsească drumul. Când s-a făcut dimineață, o priveliște de o frumusețe extraordinară, chiar dacă sălbatică, se întindea în fața lor. În toate părțile, cât vedeau cu ochii, erau înconjurați de culmi înalte acoperite de zăpadă, una deasupra alteia. Pantele stâncoase pe ambele părți erau atât de abrupte că zăpada și pinul păreau să atârne deasupra capetelor lor, având nevoie doar de o suflare de vânt ca să se prăvălească peste ei. Iar teama că asta s-ar putea întâmpla nu era în întregime exagerată, căci Valea Golașă era presărată peste tot de copaci și stânci care căzuseră într-un mod similar. Chiar când treceau, o piatră mare s-a prăvălit cu un zgomot teribil, ce a trimis ecouri în defileurile tăcute, sperind într-atâta cai obosiți, încât au luat-o la galop. Pe măsură ce soarele se ridica încet în est, culmile munților înalți se luminau una după alta, ca niște lampioane în timpul unui festival, până când au devenit toate roșii și strălucitoare. Spectacolul magnific i-a înviorat pe cei trei fugari, umplându-i de energie. Ajuns și în fața unui torent ce venea dintr-o râpă, s-au oprit și și-au adăpat caii, mâncând ceva în grabă. Lucy și tatăl ei vroiau să se odihnească ceva mai mult, dar Jefferson Hope era de neînduplecat. La vremea asta sunt pe urmele noastre, a spus el. Totul depinde de viteza noastră. Odată în siguranță în Carson, ne putem odihni pentru tot restul vieții. Toată ziua au înaintat cu greu prin defileuri, iar spre seară au socotit că trebuiau să fie la mai bine de 45 de kilometri de dușmanii lor. Când s-a lăsat noaptea, s-au așezat la poalele unei stânci ieșite în afară, unde pietrele îi protejau de vântul rece. Și acolo, înghesuiți unul în altul ca să se încălzească, s-au bucurat de câteva ore de somn. Înainte de ivirea zorilor, s-au trezit și au pornit din nou la drum. Nu se vedea niciun semn că ar fi fost urmăriți și Jefferson Hope a început să creadă că era în afara puterei teribilei organizații care îi treziseră dușmania. Nu știa cât de departe putea ajunge brațul ei de fier sau cât de curând urma să-i prindă și zdrobească. Cam pe la mijlocul celei de-a doua zile de când fugiseră, puținele lor provizii erau pe sfârșite. Aceasta nu l-a neliniștit însă pe vânător, căci exista vânat prin munți și de multe ori înainte a trebuit să se bazeze pe pușcă pentru a supraviețui. Găsind un adăpost pentru cei doi, a îngrămădit niște ramuri uscate, făcând un foc puternic, ca aceștia să se poată încălzi, că se aflau acum la aproape 1500 de metri deasupra nivelului mării și aerul era aspru și tăios. După ce a priponit caii și și-a luat rămas bun de la Lucy, și-a aruncat pușca pe umăr și a pornit în căutarea mâncării. Privind în urmă, l-a văzut pe bătrân și pe fată îngenunchiați în fața focului, în timp ce cele trei animale stăteau nemișcate în fundal. Apoi stâncile dintre ei i-au ascuns privirii. A mers vreo 3 kilometri, străbătând râpă după râpă, fără niciun succes, deși, după urmele de pe scoarța copacilor și alte semne, a dedus că exista o mulțime de urși în împrejurim. În cele din urmă, după 2 sau 3 ore de căutări infructuoase, se gândea disperat să se întoarcă înapoi, când, aruncându-și ochii în sus, a văzut ceva ce l-a făcut să se înfioare de plăcere. Pe marginea unei culmi ieșite în afară, la vreo 100 de metri deasupra lui, se afla o creatură asemănătoare unei oi, dar având o pereche de coarne imense. Berbecul de munte, căci asta era, păzea probabil o turmă pe care vânătorul nu putea să o vadă. Dar, din fericire, era întors în direcția opusă și nu-l zărise. Așezându-se pe burtă și a sprijinit pușca de-o stâncă, ochiind lung și cu o mână sigură, înainte de a apăsa pe trăgaci. Animalul a țâșnit în aer, s-a clătinat un moment pe marginea prăpastiei, iar apoi a căzut zdrobindu-se în valea de dedesubt. Pentru că era prea greu să-l ridice, vânătorul s-a mulțumit să taie o ciosvârtă și o coastă. Acest trofeu pe umăr s-a grăbit înapoi pe propriile urme, că se apropia deja seara. De-abia pornise, când și-a dat seama de greutatea cu care se confrunta. În entuziasmul lui, a rătăcit mult mai departe de ravenele pe care le știa și nu era deloc ușor acum să găsească cărarea pe care venise. Valea în care se găsea era străbătută de nenumărate defileuri, ce semănau atât de mult între ele, că era imposibil să le deosebești pe unele de celelalte. A mers printr-unul aproape 2 kilometri până a ajuns la un torent de munte pe care sigur nu-l mai văzuse. Convins că a luat-o greșit, a încercat un altul, dar cu același rezultat. Noaptea se lăsa cu repeziciune și se făcuse aproape întuneric înainte să ajungă într-un defileu care era familiar. Chiar nici atunci nu i-a fost deloc ușor să o țină pe calea cea bună,
pentru că luna nu răsărise încă și stâncile înalte de pe ambele părți făceau întunericul și mai adânc. Tras în jos de povara sa și obosit de efort, înainta cu greu, susținut numai de gândul că fiecare pas îl aducea mai aproape de Lucy și că aducea destulă mâncare să le ajungă pentru restul călătoriei. Ajunsese acum la intrarea în ravena în care îi lăsase. Chiar și în întuneric putea recunoaște conturul stâncilor care îl împrejmuiau. S-a gândit că sigur îl așteptau neliniștiți, căci lipsea de aproape 5 ore. În bucuria care îl cuprinsese, și-a pus mâinile la gură, făcând ravena să răsune de un puternic „Hei!” semnal că venea. S-a oprit și a așteptat un răspuns. N-a venit niciunul. Cu excepția propriului strigă ce răsuna prin ravenele triste și tăcute, ecoul repetându-i se la nesfârșit în urechi. A strigat din nou, chiar mai tare decât înainte. Și din nou. Nici măcar o șoaptă nu s-a auzit din partea prietenilor pe care îi lăsase cu așa puțin timp în urmă. O spaimă vagă, fără nume, l-a cuprins și s-a năpustit febril înainte, scăpând prețioasa mâncare din pricina agitației. Când a cotit-o, locul în care fusese aprins focul a devenit complet vizibil. O grămadă de jar încă mai ardea, dar evident nimeni nu avusese grijă de foc de când plecase el. Aceeași liniște de moarte domnea peste tot. Cu temerile devenite convingere, s-a grăbit înainte. Nu exista nicio creatură însuflețită lângă rămășițele focului. Animalele, bărbatul, fata, toți dispăruseră. Era cât se poate de vădit că un dezastru neașteptat și teribil avusese loc în timpul absenței sale. Un dezastru care a atins pe toți, ne lăsând totuși vreo urmă. Înspăimântat și uluit de această lovitură, Jefferson Hope a simțit cum i se învârte capul și a trebuit să se sprijine de pușcă pentru ca să nu cadă. Totuși, era înainte de toate un om de acțiune și și-a revenit cu repeziciune din trecătoarei neputință. Luând o bucată de lemn pe jumătate arsă din focul înăbușit, a suflat până când s-a aprins și a început să cerceteze cu ajutorul ei mica tabără. Pământul era călcat peste tot de picioarele cailor, ceea ce indica că un grup mare de bărbați călare i-a ajuns pe fugari, iar direcția urmelor lor arăta că s-au întors după aceea spre Salt Lake. I-au luat oare cu ei pe ambii lui tovarăși? Jefferson Hope aproape că era convins că așa au făcut, când privirea i-a căzut pe un obiect ce l-a făcut să tresară din tot corpul. Puțin mai departe, pe o latură a taberei, se afla o moviliță de pământ roșiatic, ce cu siguranță nu fusese acolo înainte. Nu puteai să o iei drept altceva decât un mormânt proaspăt săpat. Când tânărul vânător s-a apropiat, a observat că un băț fusese înfipt în ea, cu o bucată de hârtie prinsă într-o despicătură. Inscripția era scurtă, dar clară. John Ferrier, din orașul Salt Lake, mort pe 4 august 1860. Bătrânul vânjos, pe care lăsase viu cu așa de puțin timp înainte, murise deci. Și acesta era tot epitaful său. Jefferson Hope s-a uitat sălbatic în jur să vadă dacă există și un al doilea mormânt, dar nu se vedea nimic. Lucy a fost luată înapoi de groaznicii săi urmăritori pentru a-și urma destinul ce-i fusese sortit, de a deveni una din soțiile din haremul fiului unui bătrân. Când tânărul a realizat grozăvia sorții ei și neputința lui de a împiedica ceva, ar fi vrut ca și el să stea întins lângă bătrânul fermier în ultimul lui loc de odihnă. Din nou însă, spiritul său activ l-a scos din letargia ce izvorăște din disperare. Dacă nu-i rămânea nimic altceva de făcut, putea cel puțin să-și dedice întreaga viață răzbunării. Pe lângă o răbdare și perseverență de neînvins, Jefferson Hope poseda și o dorință de răzbunare susținută, deprinsă poate de la indienii printre care trăise. Pe când stătea lângă focul stins, a simțit că singurul lucru care ar fi putut să-i calmeze suferința ar fi fost răzbunarea deplină, până la capăt, pe dușmanii lui, făcută cu propria ei mână. Voința lui puternică și neobosită energie trebuiau, hotărât el, să fie dedicată acestui unic scop. Cu fața posomorâtă și albă, s-a întors unde scăpase mâncarea și după ce a reaprins focul mocnit, a gătit suficient ca să-i ajungă pentru câteva zile. A pus mâncarea într-o boccea și așa obosit cum era, a pornit înapoi prin munți pe urmele îngerilor răzbunători. Timp de 5 zile s-a chinuit obosit și cu picioarele umflate prin râpele pe care le traversase cu câteva zile înainte călare. Noaptea se arunca jos printre stânci, furând câteva ore de somn. Dar înainte de venirea zorilor, era deja de mult pe drum. În cea de-a 6-a zi, a ajuns la ravena vulturului, de unde începuse nefericita lor fugă. De aici putea privi în jos spre casele sfinților. Slei de puteri,
S-a sprijinit în pușcă, fluturându-și sălbatic mâna osoasă deasupra vastului oraș tăcut de sub el. În timp ce se uita într-acolo, a observat steaguri și alte semne de sărbătoare pe străzile principale. Se gândea încă ce putea însemna aceasta, când a auzit zgomot de cai și a văzut un om călare îndreptându-se spre el. Când s-a apropiat, l-a recunoscut ca fiind un mormon numit Cooper, căruia i-a făcut servicii cu diverse ocazii. Prin urmare, l-a oprit ca să afle ce soartă a avut Lucy Ferrier. "Sunt Jefferson Hope," a spus el. "Îți amintești de mine?" Mormonul s-a uitat la el fără să-și ascundă uimirea. Într-adevăr, era dificil să recunoști în acest pribeac zdrențăros și neîngrijit, cu o față albă înfricoșătoare și ochi sălbatici, tânărul vânător curățel din zilele de odihnioară. Dându-și seama în cele din urmă că el este, totuși, omul, a trecut de la surprindere la consternare. "Ești nebun să vii aici," a strigat el. "Viața mea este în pericol dacă sunt văzut stând de vorbă cu tine. Există un ordin împotriva ta de la cei patru sfinți, pentru că i-ai ajutat pe Ferrier și fica lui să fugă." "Trebuie să știi ceva în această privință, Cooper. Te implor pe ce-ți este mai drag să-mi răspunzi la câteva întrebări. Am fost întotdeauna prieten. Pentru Dumnezeu, răspunde." "Ce vrei să știi?" a întrebat mormonul cu reținere. "Spune-mi repede, stâncile au urechi și copacii ochi. Ce s-a ales de Lucy Ferrier?" "A fost măritată ieri cu tânărul Drebber." "Revino-ți, omule, revino-ți. Nu mai ai deloc sânge în tine." "Lasă-mă pe mine," a spus Hope foarte încet. Era alb ca varul și s-a prăbușit pe stânca de care se sprijinea. "Măritată, spui?" "Da, ieri. De aceea sunt steaguri pe casa domnului." "A existat un schimb de replici între tânărul Drebber și tânărul Stangerson, care s-o aibă. Ambii au făcut parte din grupul care i-a urmărit, iar Stangerson i-a împușcat tatăl, ceea ce părea să-i dea un drept mai mare. Dar când au disputat aceasta în fața sfatului, grupul lui Drebber s-a dovedit a fi mai puternic. Prin urmare, profetul i-a dat-o lui. Niciunul nu o să aibă prea mult timp însă, căci am citit ieri moartea pe fața ei. Arăta mai degrabă a fantomă decât a femeie." "Pleci, deci?" "Da, plec," a spus Jefferson Hope, ridicându-se de unde se așezase. Fața lui arăta ca sculptată în marmură. Atât de aspră și hotărâtă era expresia, în timp ce ochii îi străluceau cu o lumină amenințătoare. "Încotro mergi?" "Nu contează," i-a răspuns. Și, aruncându-și arma pe umăr, a luat-o cu pași mari în josul defileului, depărtându-se în inima munților spre adăposturile fiarelor sălbatice. Printre ele, nu era niciuna atât de sălbatică și periculoasă ca el însuși. Ceea ce a prezis mormonul s-a adeverit întocmai. Fie din cauza morții teribile a tatălui său sau a dezgustătoarei căsătorii la care a fost obligată, beata Lucy nu și-a mai revenit, ci a suferit și s-a stins într-o lună. Bețivanul ei soț, care s-a căsătorit cu ea în principal pentru averea lui John Ferrier, n-a dat semne de mare suferință la moartea ei. Însă celelalte soții ale acestuia au plâns-o și au vegheat-o noaptea dinaintea mormântării, după obiceiul mormon. Erau strânse în jurul catafalcului în primele ore ale dimineții, când, spre frica și uimirea lor imensă, ușa s-a deschis brusc și un bărbat cu o înfățișare sălbatică, ars de soare și în haine zrențuite, a înaintat în cameră. Fără o privire sau un cuvânt către femeile înfricoșate, s-a îndreptat spre figura albă și tăcută care a adăpostit odată sufletul pur al lui Lucy Ferrier. Aplecându-se peste ea, și-a apăsat buzele reverențios pe fruntei rece, iar apoi, prinzându-i mâna, i-a scos verigheta de pe deget. "N-o să fie mormântată cu asta," a strigat furios, și înainte ca femeile să poată da alarma, a țâșnit pe scări și a dispărut. Incidentul a fost de ciudat și atât de scurt, că poate celor de față le-ar fi fost greu să creadă și să-i facă și pe alții să creadă în realitatea lui, dacă n-ar fi existat faptul de netăgăduit că inelul de aur care arăta că Lucy fusese mireasă a dispărut. Timp de câteva luni, Jefferson Hope a rătăcit prin munți, ducând o viață ciudată și sălbatică și nutrind dorința arzătoare care îl poseda trup și suflet să se răzbune. În oraș circulau zvonuri despre o figură ciudată care a fost văzută pândind prin cartierele mărginașe și care bântuia prin singuraticele defileuri din munți. Odată, un glonțe a șuierat prin fereastra lui Stangerson, oprindu-se în perete, la vreo 30 de centimetri de el. Cu o altă ocazie, în timp ce Drebber trecea pe sub o stâncă, o mare lespede de piatră s-a prăbușit asupra lui și numai aruncându-se la pământ a reușit să scape de o moarte teribilă. Cei doi tineri mormoni au descoperit în curând motivul pentru care se atenta la viața lor și au condus expediții repetate în munți, în speranța de a-și captura sau prinde dușmanul, dar întotdeauna fără succes.
Apoi au devenit precauți. Nu ieșeau niciodată singuri sau după lăsarea întunericului, iar casele lor erau păzite. După o vreme, aceste măsuri nu au mai fost atât de stricte, căci nu s-a mai auzit nimic de dușmanul lor și au sperat că trecerea timpului i-a slăbit dorința de răzbunare. Departe de a avea acest efect, împotrivă, i-a mărit-o. Vânătorul avea o minte aspră și neîmblânzită, iar ideea predominantă a răzbunării a pus o asemenea stăpânire pe ea, că nu mai exista loc pentru niciun alt sentiment. Era cu toate acestea, în primul rând, o persoană practică. Și-a dat în curând seama că nici măcar constituția sa de fier nu putea rezista la presiunea constantă la care o supunea. Era slăit de puteri din pricina expunerii constante la intemperii și a lipsei unei mâncări sănătoase. Dacă murea ca un câine prin munți, ce urma să se aleagă de răzbunarea lui? Și totuși, era sigur că astfel de moarte l-aștepta dacă continua în acest fel. A simțit că asta însemna să facă pe placul dușmanului. Deci s-a întors fără prea mare tragere de inimă la vechile mine din Nevada să-și refacă sănătatea și să strângă suficienți bani pentru a-și urmări obiectivul fără a fi tracasat de lipsuri. Intenționa să absenteze cel mult un an, dar o înșiruire de evenimente neprevăzute l-a împiedicat să-și lase minele pentru aproape 5 ani. În ciuda anilor scurși, amintirea a ceea ce a suferit și dorința lui de răzbunare erau la fel de puternice ca și noaptea aceea de neuitat când a stat lângă mormântul lui John Ferrier. Deghizat și sub un nume fals, s-a întors în Salt Lake, căci era indiferent ce se alegea de viața lui, atâta vreme cât reușea să-și facă dreptate. Acolo îl așteptau vești rele. Înainte cu câteva luni, avusese loc o schismă în sânul poporului ales. Unii dintre membrii mai tineri ai bisericii, răzvrătindu-se împotriva autorității bătrânilor, iar rezultatul a fost separarea unui număr de nemulțumiți care au părăsit statul Utah și au devenit necredincioși. Printre aceștia s-au numărat Drebber și Stangerson și nimeni nu știa încotro s-au dus. Se spunea că Drebber a reușit să-și transforme în bani o mare parte din ce poseda și că a plecat un om bogat, în timp ce tovarășul său, Stangerson, era comparativ sărac. Nu exista niciun indiciu, totuși, unde puteau fi. Mulți oameni, indiferent cât de răzbunători, ar fi abandonat orice gând de răzbunare, confruntându-se cu astfel de dificultate. Dar Jefferson Hope nu a ezitat un moment. Cu puținii bani pe care îi avea, la care adăuga cât putea din slujbele pe care le făcea, a călătorit dintr-un oraș într-altul al Statelor Unite în căutarea dușmanilor săi. Anii au trecut unul după altul, părul său negru a încărunțit, dar a continuat totuși să alerge, ca un câine de vânătoare, cu mintea fixată în întregime asupra scopului căruia îi dedicase întreaga viață. În cele din urmă, perseverența i-a fost răsplătită. A fost vorba de o simplă privire asupra unei fețe într-o fereastră, însă acea privire i-a dat de știre că oamenii pe care îi căuta se aflau în Cleveland, Ohio. S-a întors în odaia mizerabilă pe care o închiriase, cu planul răzbunării gata făcut. S-a întâmplat totuși că Drebber, care se uita pe fereastră, l-a recunoscut pe hoinarul din stradă și a văzut setea de crimă care îi se citea în priviri. Însoțit de Stangerson, care a devenit secretarul său personal, s-a grăbit să meargă la un judecător de pace, convingându-l că viața le era în pericol din pricina geloziei și urii unui vechi rival. În acea seară, Jefferson Hope a fost arestat și, pentru că nu putea să-și plătească cauțiunea, a fost reținut pentru câteva săptămâni. Când a fost eliberat în cele din urmă, a aflat că locuința lui Drebber fusese părăsită și că atât el, cât și secretarul său, plecaseră în Europa. Din nou răzbunătorul a eșuat și din nou ura sa puternică l-a împins să-și continue urmărirea. Dar banii îi lipseau și pentru ceva timp a trebuit să muncească economisind fiecare dolar pentru călătoria apropiată. În fine, după ce a strâns destui bani să supraviețuiască, a plecat spre Europa și și-a urmat dușmanii dintr-un oraș în altul, răzbind cu ajutorul a tot felul de slujbe modeste, dar nereușind vreodată să-i ajungă pe fugari. Când ajunsese la St. Petersburg, aceștia plecaseră la Paris, iar când i-a urmat acolo, a aflat că tocmai ce porniseră spre Copenhaga. În capitala daneză a ajuns din nou cu câteva zile mai târziu, căci aceștia și-au continuat călătoria spre Londra, unde în cele din urmă a reușit să dea de ei. În privința a ceea ce s-a întâmplat acolo, nu putem face nimic mai bun decât să cităm ce a povestit el însuși și a fost transcris cuvânt cu cuvânt în jurnalul doctorului Watson, căruia îi suntem deja foarte obligați. Capitolul 6. O continuare a însemnărilor doctorului John Watson. Rezistența furioasă a prizonierului nostru nu indica, se pare, o atitudine feroce în ceea ce ne privea, căci,
Văzând că este lipsit de putere, a zâmbit afabil și și-a exprimat speranța că nu ne-a rănit pe niciunul dintre noi în încăierarea dinainte. Bănuiesc că o să mă luați la poliție, i-a spus el lui Sherlock Holmes. Birja mea este la poartă. Dacă îmi deslegați picioarele, o să merg singur. Nu sunt atât de ușor de ridicat pe cât eram odată. Gregson și Lestrade au făcut un schimb de priviri, părând a crede că această propunere era mult prea îndrăzneață. Însă Holmes l-a crezut imediat pe cuvânt și a desfăcut prosopul cu care îi legase gleznele. Acesta s-a ridicat și și-a întins picioarele, ca și cum vroia să se asigure că erau din nou în libertate. Mi-amintesc că am gândit, în timp ce îl priveam, că am văzut rareori un om mai puternic, iar fața lui întunecată, arsă de soare, purta o expresie de hotărâre și energie ce era la fel de formidabilă ca și forța lui. Dacă există un loc liber ca șef al poliției, socotesc că tu ești omul potrivit, a spus el, privindu-l cu admirație nedisimulată pe tovarășul meu. Felul în care te-ai ținut pe urmele mele a fost extraordinar. Mai bine ați venit cu mine, le-a spus Holmes celor doi detectivi. Pot mâna caii, a spus Lestrade. Bun, iar Gregson poate merge înăuntru cu mine. Și tu, doctore, ești interesat de caz și poți să ne însoțești. Am încuvințat fericit și am coborât cu toții. Prizonierul nostru nu a făcut nicio încercare de a scăpa, ci a intrat calm în birja care i-a aparținuse și l-am urmat. Lestrade a urcat pe capră, a boldit calul și ne-a adus într-un foarte scurt timp la destinație. Am fost conduși într-o cameră mică, unde un inspector de poliție și-a notat numele prizonierului și pe acele ale oamenilor de uciderea cărora era învinuit. Oficialul era un bărbat cu fața albă, impasibil, care își îndeplinea sarcina în mod mecanic, monoton. Prizonierul va apărea în fața magistraților în cursul săptămânii, a spus el. Între timp, domnule Jefferson Hope, dorești să spui ceva? Trebuie să te previn că tot ceea ce spui va fi notat și poate fi folosit împotriva ta. Am o mulțime de lucruri de spus, a spus rar prizonierul nostru. Vreau, domnilor, să vă spun toată povestea. N-ar fi mai bine să faci asta la proces? L-a întrebat inspectorul. E posibil să nu ajung la proces, a răspuns el. N-aveți de ce să fiți surprinși. Nu mă gândesc la sinucidere. Ești doctor? Și-a întors ochii întunecați și sălbatici spre mine, în timp ce a pus această întrebare. Da, sunt, am răspuns. Atunci, puneți mâna aici, a spus el cu un zâmbet, mișcându-și încheieturile încătușate spre piept. Am făcut ce a spus și am simțit dintr-o dată palpitațiile nenumărate și agitația ce aveau loc înăuntru. Pereții pieptului său păreau să se înfioare și să tremure ca o clădire slăbită în care s-ar fi aflat un motor puternic în mișcare. În tăcerea care se lăsase în cameră, puteam auzi un bâzâit și un zumzăit monoton venind din acel loc. Nu se poate, am strigat. Sufer de anevrism aortic. Așa se numește, a spus el, calm. Am mers la doctor săptămâna trecută și mi-a spus că inima mea va ceda în curând. S-a înrăutățit din ce în ce mai mult de ani buni. Îl am de la capriciile vremii și proasta hrănire de când hălăduiam prin munții din Salt Lake. Mi-am făcut treaba. Și nu-mi pasă cât de curând o să mor. Dar aș vrea să las în urma mea o descriere a ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau ca lumea să-și amintească de mine ca de un ucigaș în serie. Inspectorul și cei doi detectivi au avut o discuție grăbită dacă era recomandabil să lase să spună povestea. Doctore, consider că există un pericol iminent? M-a întrebat cel din tâi. Cu siguranță, da, i-am răspuns. În acest caz, este clar de datoria noastră și în interesul justiției să-i luăm de poziție, a spus inspectorul. Ești liber, domnule, să prezinți faptele, dar te previn din nou că ceea ce spui va fi notat. Cu permisiunea dumneavoastră o să mă așez, a spus prizonierul, făcând ceea ce a spus. Anevrismul ăsta mă face să obosesc foarte ușor, iar lupta pe care am avut-o acum o jumătate de oră n-a fost de natură să îmbunătățească lucrurile. Sunt cu un picior în groapă și nu am de ce să vă mint. Fiecare cuvânt pe care îl spun este adevărul absolut, iar cum îl folosiți îmi este complet indiferent. Cu aceste cuvinte, Jefferson Hope s-a lăsat pe spatele scaunului și a început următoarea poveste ieșită din comun. Vorbea calm și metodic, ca și cum evenimentele pe care le nara erau absolut obișnuite. Pot garanta acuratețea poveștii ce urmează, întrucât am avut acces la agenda lui Lestrade, în care cuvintele prizonierului au fost notate exact cum au fost rostite. Nu are relevanță pentru dumneavoastră de ce îi uram pe acești oameni, a spus el. E suficient că s-au făcut vinovați de moartea două ființe umane, un tată și o fică, și că, prin urmare, trebuiau să plătească cu viața. După multul timp ce s-a scurs de la crima lor,
Îmi era imposibil să obțin condamnarea lor la tribunal. Știam însă că sunt vinovați și am hotărât să devin judecător, juriu și călău în același timp. Ați fi făcut același lucru dacă ați fi avut vreo urmă de bărbăție în voi și ați fi fost în locul meu. Fata de care vă vorbesc ar fi trebuit să se mărite cu mine acum 20 de ani. A fost forțată să se mărite cu Drebber, ceea ce i-a sfâșiat inima. Am luat verighetea de pe degetul ei mort și am jurat că ochii lui vor vedea înainte de a muri acel inel și că ultimele lui gânduri vor fi iscate de crima pentru care era pedepsit. Am purtat inelul cu mine și l-am urmărit pe el și pe complicele lui pe două continente, până când i-am prins. S-au gândit că o să mă extenueze, dar n-au putut o face. Dacă mor mâine, ceea ce este foarte posibil, o să mor știind că mi-am făcut treaba și încă bine. Au murit și au făcut-o de mâna mea. Nu mai am la ce spera, orice dori. Ei erau bogați și eu eram sărac, astfel încât n-a fost ușor să-i urmez. Când am ajuns la Londra, buzunarul meu era aproape gol și mi-am dat seama că trebuia să fac ceva pentru a-mi câștiga existența. Condusul cailor și călăritul sunt la fel de fireși pentru mine ca și mersul pe jos. Prin urmare, m-am prezentat la un proprietar de birji și curând mi-am găsit o slujbă. Urma să-i dau o anumită sumă pe săptămână și tot ce câștigam pe deasupra puteam să păstrez. Rare ori era ceva mult mai mult, însă am reușit să strâng câte ceva. Cea mai grea treabă era să mă orientez, căci socot că, din toate labirinturile care au fost create vreodată, acest oraș este cel mai întortocheat. Aveam totuși o hartă la mine și, odată ce m-am familiarizat cu principalele hanuri și stații, am început să mă descurc destul de bine. Mi-a luat ceva timp până am descoperit unde locuiau cei doi domni, dar am întrebat în stânga și în dreapta până ce, în cele din urmă, am dat de ei. Stăteau la o pensiune în Camberwell, pe celălalt mal al râului. Odată ce i-am descoperit, știam că sunt în puterea mea. Mi-am lăsat barba să crească și nu exista nicio șansă să mă recunoască. Aveam de gând să mă țin pe urmele lor până când se oferea vreun prilej. Eram hotărât să nu mai îmi scape. Au fost cu toate acestea cât pe ce să o facă. Indiferent pe unde mergeau prin Londra, eram întotdeauna după ei. Uneori îi urmam cu birja, alteori pe jos, dar primul fel era cel mai bun, căci așa nu puteau să se îndepărteze. Numai dimineața foarte devreme sau seara foarte târziu puteam face un ban. Prin urmare, am început să rămân în urmă cu plata către cel care mă angajase. Cu toate acestea, nu-mi păsa de asta, atâta vreme cât puteam să pun mâna pe oamenii pe care îi urmăream. Erau foarte șmecheri totuși. Trebuie să se fi gândit că era posibil să fie urmăriți, căci nu ieșeau niciodată singuri și niciodată după lăsarea întunericului. Timp de 2 săptămâni m-am ținut după ei în fiecare zi și nici măcar odată nu i-am văzut separat. Drebber era beat în cea mai mare parte a timpului, însă Stangerson era întotdeauna vigilent. L-am privit și seara și dimineața, dar n-am găsit nici cel mai mic prilej. Însă nu m-am descurajat, căci ceva parcă îmi spunea că ora era pe aproape. Singura mea teamă era ca acest lucru din piept să nu facă poc prea curând și să mă lase cu munca nefăcută. În cele din urmă, într-o seară, mânam calul în susul și în josul străzii Turkey, căci așa se numea strada unde locuiau, când am zărit o birjă oprindu-se în fața ușii lor. Imediat, ceva bagaj a fost scos afară și, după un timp, Drebber și Sanderson i-au urmat, iar trăsura a plecat. Mi-am îmboldit calul, nepierzându-i din ochi, fiind foarte neliniștit, căci mi-era teamă că iar o să schimbe domiciliul. A coborât la gara Houston și am lăsat un băiat să aibă grijă de cal, urmându-i pe peron. I-am auzit întrebând de trenul spre Liverpool și li-a răspuns că unul tocmai ce plecase și că, timp de câteva ore, nu exista altul. Stangerson a părut a fi tulburat auzind asta, dar Drebber a fost mai degrabă mulțumit. M-am apropiat atât de mult de ei în aglomerație că puteam să aud fiecare cuvânt pe care și-l spuneau. Drebber a spus că avea ceva personal de rezolvat și că, dacă Stangerson îl așteaptă, o să se întoarcă curând. Tovarășul lui a protestat, amintindu-i că au hotărât să rămână întotdeauna împreună. Drebber i-a spus că problema pe care o avea de rezolvat era una delicată și că trebuia să meargă singur. N-am putut auzi ce i-a răspuns Stangerson în acel moment, dar celălalt a început să înjure, amintindu-i că nu era nimic altceva decât servitorul lui plătit și că nu trebuia să-și permită să-i dea ordine. La aceasta, secretarul, văzând că nu are nicio șansă, a renunțat și pur și simplu l-a rugat ca, dacă nu ajunge la ultimul tren, să vină să-l întâlnească la hanul lui Halliday. La asta, Drebber i-a răspuns că o să fie înapoi pe peron înainte de 11 și a părăsit gara. Momentul pe care l-am așteptat atât, în sfârșit, a venit.
Dușmanii mei erau în puterea mea. Împreună se puteau proteja unul pe celălalt, dar separați erau la dispoziția mea. N-am acționat cu toate acestea cu o grabă exagerată. Planurile mele erau deja făcute. Răzbunarea nu-ți oferă satisfacție dacă cel care ți-a făcut rău n-are timp să realizeze cine îl lovește și de ce l-a ajuns pedeapsa cuvenită. Aveam planurile mele prin care să-l fac pe omul care mi-a făcut atât rău să înțeleagă că vechiul lui păcat a ieșit la iveală. Din întâmplare, cu câteva zile înainte, un domn pe care l-am luat să viziteze niște case din Brixton a scăpat cheia uneia dintre ele în trăsura mea. A fost reclamată în aceea seară și înapoiată. Dar, între timp, i-am luat tiparul și mi-am făcut o copie. Cu aceasta, aveam acces la cel puțin un loc în acest mare oraș în care puteam fi sigur că nu o să fiu întrerupt. Cum să-l fac pe Drebber să vină acolo era următoarea problemă dificilă pe care o aveam de rezolvat. A luat-o pe drum în jos și a intrat într-una sau două prăvălii de băuturi, rămânând aproape o jumătate de oră în ultima dintre ele. Când a ieșit, se clătina pe picioare și era evident bine afumat. O birjă se afla chiar în fața mea și a chemat-o. Am urmat-o atât de aproape că nasul calului meu fusese la un metru de cel al vizitiului din față tot drumul. Birjile au hruit peste podul Waterloo și peste kilometri de străzi până când, spre uimirea mea, am ajuns înapoi pe strada pe care a locuit. Nu puteam ghici cu ce intenție se întorsese. Dar am continuat să merg și mi-am oprit birja cam la 100 de metri de casă. A intrat, iar birja lui a plecat. Dați-mi un pahar cu apă, vă rog. Mi s-a uscat gura de atât a vorbit. I-am dat paharul și l-a băut. Acum e mai bine, a spus el. Ei bine, am așteptat cam un sfert de oră când s-a auzit brusc un zgomot, ca și cum niște oameni s-ar fi luptat înăuntru. În clipa următoare, ușa a fost deschisă cu putere și au apărut doi bărbați, dintre care unul era Drebber, iar altul un tânăr pe care nu-l mai văzusem până atunci. Acest individ îl ținea de guler și când au ajuns în capul scărilor, i-a dat un brânci și o lovitură ce l-au trimis până în mijlocul drumului. Câine!" a strigat el arătându-i bățul. O să te învăț eu să insulți o fată cinstită!" Era atât de furios că cred că l-ar fi bătut pe Drebber cu el dacă lașul nu ar fi luat-o clătinându-se la fugă cât de repede îl țineau picioarele. A fugit până la colț, unde, zărindu-mi birja, m-a chemat și a sărit înăuntru. Du-mă la hanul Halliday, mi-a spus. Când m-am asigurat că l-am în birja mea, inima îmi sălta de o asemenea bucurie că mi s-a făcut teamă ca nu cumva, acum la final, anevrismul meu să-mi joace festa. Mânam încet, reflectând ce era cel mai bine să fac. Puteam să scot din oraș și acolo, pe vreun drum pustiu de țară, să am ultima discuție cu el. Aproape că mă hotărâsem, când mi-a dat chiar el însuși răspunsul. Îl apucase iar setea de băutură și mi-a ordonat să opresc în fața unui debit de băuturi spiritoase. A intrat acolo, spunându-mi să-l aștept. A rămas acolo până la ora închiderii, iar când a ieșit, era atât de beat că am știut că aveam vânatul în mână. Să nu vă imaginați că intenționam să-l ucid cu sânge rece. Deși ar fi fost un act de justiție bine meritat, n-aș fi putut să o fac. Hotărâsem cu mult înainte că o să-i dau o șansă, dacă vrea să profite de ea. Printre multele slujbe pe care le-am avut în America în timpul peregrinărilor mele, am fost la un moment dat îngrijitor și om de serviciu la un laborator de la colegiul din York. Într-o zi, profesorul ținea o prelegere despre otrăvuri și le-a arătat studenților un alcaloid, după cum l-a numit, pe care le extrăsese dintr-o săgeată otrăvită din America de Sud, ci care era atât de puternic că cel mai mic grăunte din el însemna moarte instantanee. Am observat cutia în care ținea acest preparat și când au plecat cu toții, am luat puțin din ea. Eram un farmacist destul de bun, deci am făcut din acest alcaloid niște pastile mici și solubile și am pus fiecare pastilă într-o cutie alături de o pastilă similară, dar fără o travă. Am hotărât că, atunci când o să am ocazia, o să le dau domnilor mei posibilitatea să tragă la sorți o pastilă din această cutie, iar eu o să înghit pastila rămasă. Era ceva la fel de mortal și mai puțin zgomotos decât să împuși pe cineva printr-o batistă. Din acea zi, am purtat tot timpul cu mine cutiuțele cu pastile, iar acum venise momentul să le folosesc. Era aproape 1 și o noapte furtunoasă și mohorâtă. Vântul sufla puternic și ploua torențial. Indiferent cât de trist era afară, înăuntru eram fericit. Atât de fericit că aș fi putut striga de bucurie. Dacă vreunul dintre voi, domnilor, ați fi năzuit la ceva și ați fi tânjit după acest lucru timp de 20 de ani, ca să le aveți apoi pe neașteptate la îndemână, ați putea înțelege ce am simțit atunci. Mi-am aprins un trabuc,
și am tras din el ca să-mi calmez nervii, dar mâinile întremurau și simțeam bătăi în tâmple din pricina nervozității. În timp ce mânam, îl vedeam pe bătrânul John Ferrier și pe dulcea Lucy uitându-se la mine din întuneric și zâmbindu-mi, la fel de clar cum vă văd pe dumneavoastră în această cameră. Pe tot parcursul drumului erau în fața mea, unul de fiecare parte a calului, până când am oprit la casa de pe Brixton. Nu se vedea nicio suflare de om și nu se auzea niciun sunet, cu excepția picăturilor de ploaie. Când m-am uitat pe fereastra trăsurii, l-am zărit pe Drebber strâns tot grămadă într-un somn de bețivan. L-am zgâlțit de braț. Este vremea să te dai jos, i-am spus. În regulă, birjar, a spus el. Presupun că a crezut că am ajuns la hanul pe care îl menționase, căci s-a dat jos fără niciun alt cuvânt și m-a urmat prin grădină. A trebuit să merg alături de el ca să-l țin în picioare, căci era încă puțin beat. Când am ajuns la ușă, am deschis-o și l-am condus în camera din față. Vă dau cuvântul meu că tatăl și fata mergeau înaintea noastră. Este al dracului de întuneric, a spus el bătând din picior. O să facem în curând lumină, am spus, aprinzând un chibrit și apoi o lumânare de ceară pe care o adusesem cu mine. Acum, Enoch Drebber, am continuat, întorcându-mă spre el și ținându-i lumânarea în dreptul feței. Cine sunt eu? S-a holbat pentru o clipă la mine, cu ochii lui încețoșați de bețiv, iar apoi am văzut oroarea citindu-se în ei și strâmbându-i toate trăsăturile, ceea ce mi-a arătat că mă recunoscuse. S-a tras înapoi cu o față lividă și am văzut transpirația apărându-i pe frunte, în timp ce dinții au început să-i clănțăne. La această priveliște m-am sprijinit cu spatele de ușă și am râs tare și prelung. Am știut întotdeauna că răzbunarea va fi dulce, dar nici n-am visat vreodată să-mi simt sufletul atât de mulțumit. Câine, i-am spus. Te-am urmat din Salt Lake până în San Petersburg și întotdeauna mi-ai scăpat. Acum drumul tău se apropie de sfârșit, căci ori tu, ori eu, nu vom vedea mâine răsăritul soarelui. S-a tras și mai departe în timp ce vorbeam și am putut vedea pe fața lui credința că sunt nebun. Așa și eram atunci. Pulsul îmi bătea în tâmple ca un baros și cred că aș fi avut o criză de un fel sau altul dacă nu mi-ar fi țâșnit sângele pe nas, calmându-mă. Ce crezi acum de Lucy Ferrier?" am strigat, încuind ușa și futurându-i cheia în față. Pedeapsa a venit încet, dar te-a ajuns în cele din urmă. Am văzut cum buzelii de laș tremurau când îi vorbeam. Ar fi implorat să-l cruț, dar știa că ar fi fost inutil. O să mă ucizi?" s-a bâlbâit. Nu va fi nicio crimă," i-am răspuns. Ce crimă poate fi aceea să omori un câine turbat?" Ție ți-a fost milă de viața mea iubită când ai târât-o de lângă tatăl ucis și ai dus-o în blestematul tău de harem nerușinat?" Nu eu i-am omorât tatăl," a strigat el. Dar tu i-ai sfâșiat inima," am țipat ascuțit, aruncându-i cutiuța cu pastile. Să-l lăsăm pe bunul Dumnezeu să judece cine are dreptate. Alege și mănâncă. Este moarte în una și viață în cealaltă. O să iau ce lași tu. Hai să vedem dacă există dreptate pe pământ sau dacă suntem guvernați de întâmplare." S-a tras înapoi cu țipete sălbatice și, implorându-mă să-mi fie milă, dar mi-am scos cuțitul și l-am ținut la gât până când s-a supus. Apoi am înghițit cealaltă pastilă și am stat unul în fața celuilalt în tăcere, aproape un minut, așteptând să vedem care urma să trăiască și care urma să moară. Nu o să uit vreodată expresia feței lui când primele dureri l-au anunțat că otrava își făcea lucrarea. Am râs văzând-o și am ținut verigheta lui Lucy în fața ochilor. N-a durat decât o clipă, căci acțiunea alcaloidului este rapidă. Un spas de durere i-a strâmbat trăsăturile și a aruncat mâinile înainte, s-a clătinat și apoi cu un țipă drăgușit a căzut greoi pe podea. L-am întors cu piciorul și mi-am pus mâna pe inima lui. Nu mai bătea. Era mort. Sângele îmi curgea din nas, dar nici n-am observat. Nu știu ce mi-a venit să scriu cu el pe perete. Poate vreo idee răutăcioasă să pun poliția pe o pistă greșită, căci mă simțeam cu inima ușoară și voios. Mi-am amintit de un neamț care a fost găsit în New York, având scris Rahe deasupra lui, iar ziarele de la vremea respectivă susțineau că au făcut-o societățile secrete. M-am gândit că ceea ce-i pusese în încurcătură pe cei din New York îi va pune și pe cei din Londra. Prin urmare, mi-am înmuiat degetul în sânge și am scris cuvântul respectiv într-un loc convenabil pe perete. Apoi m-am îndreptat spre birjă și am văzut că nu era nimeni în jur și că noaptea era încă foarte frumoasă. Am mânat un timp când, băgându-mi mâna în buzunarul în care țineam de obicei inelul lui Lucy,
am descoperit că nu era acolo. Am fost ca lovit de trăsnet, căci era singura amintire pe care o aveam de la ea. Gândindu-mă că poate l-am scăpat când m-am aplecat asupra cadavrului lui Drebber, m-am întors și, lăsând birja pe o stradă laterală, m-am îndreptat cu îndrăzneală spre casă. Eram gata să înfrunt orice, mai degrabă decât să rămân fără inel. Când am ajuns acolo, am nimerit exact în brațele unui polițist care tocmai ieșea și am reușit să-i aplanez suspiciunile, prefăcându-mă că eram teribil de beat. Așa și-a găsit sfârșitul Enoch Drebber. Tot ceea ce mai aveam de făcut era să fac același lucru cu Stangerson și să-i plătesc astfel pentru moartea lui John Ferrier. Știam că stătea la hanul lui Holiday și m-am învârtit pe acolo toată ziua, dar n-a apărut deloc. Bănuiesc că suspecta ceva de când Drebber nu mai apăruse. Stangerson era un tip deștept și totdeauna în gardă, însă dacă își imagina că putea să mă țină la distanță, rămânând înăuntru, se înșela extrem de tare. Am descoperit în curând care era fereastra camerei lui și în dimineața următoare, de vreme, am profitat de o scară care stătea pe jos pe alea din spatele hanului, pătrunzând astfel în camera lui odată cu venirea zorilor. L-am sculat și am spus că a venit clipa când trebuia să dea socoteală pentru viața pe care o luase cu atâta vreme în urmă. I-am descris moartea lui Drebber și am oferit aceeași șansă cu pastilele otrăvite. În loc de a profita de ea, a sărit din pat și s-a aruncat la gâtul meu. În legitimă apărare, l-am înjunghiat în inimă. Era oricum același lucru, căci Dumnezeu n-ar fi îngăduit vreodată ca mâna lui pătată de sânge să aleagă altceva decât o travă. Mai am puține de spus și cu atât mai bine, că sunt aproape gata. Am continuat să conduc birja încă o zi sau două, intenționând să o fac până când aș fi strâns destui bani să mă întorc în America. Stăteam în curte când un băiețandru zrențăros m-a întrebat dacă se afla acolo un vizitiu pe numele de Jefferson Hope, căci birja lui era cerută de un domn de pe strada Baker, numărul 221B. M-am dus acolo nesuspectând nimic, iar următorul lucru pe care îl știu este că tânărul de aici mi-a pus cătușele pe mâini, reușind să o facă cât se poate de priceput. Aceasta e toată povestea mea, domnilor. Mă puteți considera un criminal, dar susțin că sunt un justițiar într-un nimic deosebit de dumneavoastră. Istorisirea bărbatului a fost atât de pasionantă, iar stilul lui atât de impresionant, că am rămas cu toții tăcuți și absorbiți. Chiar și detectivii de profesie, familiarizați precum erau cu crima în toate detaliile ei, au părut a fi extrem de interesați de povestea lui. Când a terminat-o, am rămas pentru câteva minute într-o tăcere aproape de plină, întreruptă numai de scârțâitul creionului Lestrade, care adăuga ultimele amănunte de poziții notate. Există un singur punct în privința căruia aș vrea mai multe informații, a spus Sherlock Holmes într-un final. Cine a fost complicele care a venit după inel când am dat anunțul? Prizonierul i-a făcut glumesc cu ochiul. Sunt liber să-mi destăinui propriile secrete, a spus el, dar nu pot să-i bag pe alții în belea. Am văzut anunțul și m-am gândit că poate fi o capcană sau, alminteri, poate fi inelul pe care îl doream. Prietenul meu s-a oferit să meargă și să vadă. Cred că recunoașteți că a făcut-o inteligent. Nu există nicio îndoială în această privință, i-a răspuns Holmes, încântat. Acum, domnilor, a remarcat grav inspectorul, trebuie să ne supunem uzanțelor legii. Joi, prizonierul va fi adus în fața magistraților și va trebui să fiți toți prezenți. Până atunci, mă declar responsabil pentru el. A sunat din clopoțel în timp ce vorbea, iar Jefferson Hope a fost luat de doi paznici, în timp ce prietenul meu și cu mine am ieșit din stație și am luat o birjă înapoi pe strada Baker. Capitolul 7. Concluzie. Am fost cu toții atenționați să apărem joi în fața magistraților, dar când ziua a sosit, n-am mai avut prilejul să depunem mărturie. Un judecător superior a preluat cazul, căci Jefferson Hope a fost chemat în fața unui tribunal care urma să-i administreze o justiție mai strictă. Chiar în noaptea de după prinderea lui, aorta i s-a spart și a fost găsit dimineața întins pe podeaua din celulă, având un zâmbet calm pe față, ca și cum ar fi avut timp, în momentele premergătoare morții, să privească în urmă asupra unei vieți folositoare și a unei munci bine făcute. Gregson și Lestrade vor fi furioși că a murit, a remarcat Holmes, când vorbeam despre asta în seara următoare. Ce se va întâmpla cu recunoașterea pe care o sperau? N-am observat că ar fi avut foarte multe de a face cu prinderea lui, i-am răspuns. Ceea ce faci în lumea asta n-are importanță, mi-a replicat tovarășul meu cu amărăciune. Problema este ce poți să-i faci pe ceilalți să creadă că ai făcut. N-are importanță, a continuat el mai senin, după o pauză. N-aș fi ratat această investigație pentru nimic în lume.
N-a existat vreodată un caz mai interesant, din câte mi-amintesc. Așa simplu cum a fost, au existat câteva aspecte foarte instructive. Simplu? Am exclamat. Păi, realmente, ar fi greu să-l considere altfel, a spus Sherlock Holmes, zâmbind la surprinderea mea. Dovada simplității sale intrinseci este că, fără niciun ajutor, cu excepția câtorva deducții foarte obișnuite, am fost capabil să pun mâna pe criminal în numai 3 zile. Asta așa e, am spus eu. Te-am explicat deja că ceea ce este ieșit din comun este de obicei mai degrabă un ghid decât un obstacol. În rezolvarea unei probleme de felul acesta, ceea ce este important este să fii capabil să raționezi retrospectiv. Acesta este un talent foarte folositor și foarte facil, însă oamenii nu-l prea practică. În viața de zi cu zi, este mai folositor să raționezi în avans și astfel celălalt tip de raționament este ignorat. Există 50 de oameni capabili să raționeze sintetic, la unul singur care poate raționa analitic. Mărturisesc, i-am spus că nu prea înțeleg. Nici nu m-am așteptat să poți. Hai să vedem dacă poți să te lămuresc mai mult. Majoritatea oamenilor, dacă le descriu un șir de evenimente, pot să se spună care va fi rezultatul. Pot să combine acele evenimente și să deducă din ele ce urmează să se întâmple. Există puțini oameni, totuși, cărora, dacă le spui un rezultat, sunt capabili să descopere prin intuiție care au fost pașii care au dus la acel rezultat. Aceasta este capacitatea la care mă refer când vorbesc de a raționa retrospectiv sau analitic. Înțeleg, îmi spus eu. Acesta a fost un caz în care ți s-a dat rezultatul și a trebuit să descoperi tot restul de unul singur. Acum, lasă-mă să încerc să-ți arăt diferiții pași ai raționamentului meu. Să încep cu începutul. M-am apropiat de casă, precum știi, pe jos, și am început prin a examina drumul. Iar acolo, așa cum ți-am explicat deja, am văzut clar urmele unei birje care, mi-am dat seama cercetând, a fost acolo în timpul nopții. Am realizat că era vorba de o birjă și nu de o trăsură privată, datorită distanței mici dintre roți. Birja obișnuită din Londra este considerabil mai puțin lată decât o trăsură privată. Acesta a fost primul punct câștigat. Apoi, am luat-o încet pe aleea din grădină, care era din pământ argilos, extrem de bun pentru a observa urmele. Fără îndoială, ție ți s-a părut a fi doar o cărare mocioroasă, străbătută de mulți pași. Dar, pentru ochii mei experimentați, fiecare semn de pe suprafața ei era plin de înțeles. Nu există nicio ramură a științei detective care să fie atât de importantă și atât de mult neglijată ca arta de a trasa urmele de pași. Din fericire, i-am acordat întotdeauna o atenție deosebită și, datorită unei practici îndelungate, mi-a devenit o a doua natură. Am observat urmele pașilor greoi ai polițiștilor, dar le-am văzut de asemenea pe acelea ale celor doi bărbați care au trecut primii prin grădină. Era ușor de dedus că au trecut înaintea altora, deoarece urmele lor au fost în întregime șterse pe alocuri de altele care s-au suprapus peste ele. În felul acesta, am obținut a doua informație, conform căreia vizitatorii nocturni erau doi la număr, unul extrem de înalt, după cum am calculat pornind de la lungimea pasului său, iar celălalt îmbrăcat la modă, judecând după urma mică și elegantă lăsată de cizmele sale. Când am intrat în casă, mi s-a confirmat că așa era. Bărbatul meu cu cizme elegante stătea întins în fața mea. Cel înalt, deci, comisese crima, dacă era vorba de crimă. Mortul nu prezenta nicio rană, însă expresia agitată a feței sale m-a asigura că știa de soarta ce l-așteaptă, înainte să-i se fi întâmplat ceva. Oamenii care mor de o boală de inimă sau dintr-o cauză naturală neașteptată nu au niciodată trăsăturile agitate. Mirosind buzele mortului, am detectat un ușor miros acru și am ajuns la concluzia că fusese forțat să ia o travă. Din nou, am dedus că a fost obligat să o facă datorită urii și fricii exprimate de trăsăturile sale. Am ajuns la acest rezultat prin metoda excluderii, căci nicio altă ipoteză nu corespundea faptelor. Să nu-ți imaginezi că este o idee intrată de neobișnuită. Administrarea forțată a otrăvii nu este un lucru nou în istoria crimei. Cazurile lui Dolski din Odessa și a lui Le Tourier din Montpellier se vor ivi imediat în mintea oricărui toxicolog. Iar acum mă confruntam cu întrebarea importantă care fusese motivul. Jaful n-a constituit un obiect al crimei, căci nimic nu a fost luat. Era vorba de politică atunci sau de o femeie? Aceasta era întrebarea la care trebuia să răspund. De la început am fost înclinat spre a doua presupoziție. Asasinii politici sunt fericiți să-și facă treaba și să dispară.
Această crimă, din contră, a fost făcută cu multă deliberare, iar criminalul și-a lăsat urmele prin toată camera, arătând că a fost acolo tot timpul. Trebuie să fi fost vorba de un motiv privat și nu de unul politic, dacă a putut provoca o răzbunare atât de metodică. Când a fost descoperită inscripția de pe perete, am fost mai mult ca niciodată sigur că opinia mea era adevărată. Lucrul era mult prea vădit, simplu, praf în ochi. Cu toate acestea, când a fost găsit inelul, lucrurile au devenit clare. În mod evident, criminalul l-a folosit pentru a-i reaminti victimei de o femeie moartă sau absentă. În acest punct, l-am întrebat pe Gregson dacă în telegrama sa spre Cleveland a întrebat despre vreun lucru deosebit privind trecutul lui Trevor. A răspuns, după cum ți amintești, că nu. Am trecut apoi la examinarea atentă a camerei, ce mi-a confirmat opinia privind înălțimea criminalului și mi-a furnizat detalii în plus, precum trabucul Trichinopoli și lungimea unghiilor acestuia. Ajunsesem deja la concluzia că, întrucât nu existau niciun fel de urme de luptă, sângele care acopera podeaua trebuia să fi curs din nasul criminalului datorită excitării. Am putut observa că urmele de sânge coincideau cu urmele picioarelor lui. Este rar ca vreun om, care nu este foarte sangvin, să pățească așa ceva datorită emoției. Deci, am presupus despre criminal că era foarte probabil un bărbat robust și rumen la față. Evenimentele au dovedit că am judecat corect. După ce am părăsit casa, am făcut ceea ce Gregson a neglijat. I-am telegrafiat șefului poliției din Cleveland, mărginindu-mi întrebările la circumstanțe legate de căsătoria lui Enoch Drebber. Răspunsul a fost revelator. Mi-a spus că Drebber ceruse deja protecția legii împotriva vechiului său rival în dragoste, numit Jefferson Hope, și că acesta se afla în Europa la momentul de față. Știam acum că dezlegase misterul și că tot ce mai aveam de făcut era să prind criminalul. Ajunsesem deja la concluzia că omul care a intrat în casă cu Drebber era unul și același cu acela care condusese birja. Urmele de pe drum indicau mișcările încoace și încolo ale calului care fusese lăsat singur. Unde putea fi între timp vizitiul, dacă nu în casă? Iar apoi, este absurd să presupui că vreun om sănătos la cap ar face o crimă pregătită de înainte sub privirea unei terțe persoane care, cu siguranță, îl va trăda. Și, în ultimul rând, presupunând că cineva vrea să se țină după altcineva prin Londra, ce mijloc mai bun poate găsi pentru aceasta decât să devină vizitiu? Toate aceste considerații m-au condus la concluzia care se impunea că Jefferson Hope trebuia să fie unul din vizitiii metropolei. Dacă a fost unul, nu exista niciun motiv pentru care ar fi încetat să fie. Din contră, din punctul lui de vedere, orice schimbare bruscă putea atrage atenția asupra lui. Pentru un timp cel puțin, cel mai probabil ar fi continuat să-și facă meseria. Nu există niciun motiv să presupun că ar fi folosit un nume fals. De ce și-ar fi schimbat numele într-o țară unde nimeni nu îl cunoștea pe cel adevărat? Prin urmare, mi-am organizat micul meu pluton de detectiv din copiii străzii și i-am trimis sistematic la fiecare proprietar de birși din Londra până când l-au depistat pe omul pe care îl căutam. Cât de bine au făcut-o și cât de prompt am acționat apoi este încă proaspăt în amintirea ta. Uciderea lui Stangerson a fost un incident în întregime neașteptat, însă care oricum n-a prea putut fi împiedicat. Datorită lui, după cum știi, am intrat în posesia pastilelor, a căror existență o bănuisem deja. Vezi, întreaga poveste este o înlănțuire de secvențe logice, fără vreo inconsistență sau eroare. E extraordinar, am strigat. Meritele tale ar trebui recunoscute în public. Ar trebui să publici o descriere a cazului. Dacă nu o faci, o să fac eu numele tău. Poți face ceea ce vrei, doctore, mi-a răspuns el. Uită-te la asta, a continuat, dându-mi un ziar. Uită-te la asta. Era ecoul din ziua respectivă, iar fragmentul pe care mi-l indicase era dedicat chiar acestui caz. Publicul, se spunea, a pierdut un spectacol senzațional datorită morții neașteptate a lui Hope, suspectat de uciderea domnului Enoch Drebber și a domnului Joseph Stangerson. Detaliile privind acest caz nu vor mai fi probabil cunoscute, deși deținem, dintr-o sursă demnă de încredere, informația că crima a fost rezultatul unei dușmănii vechi de ordin romantic, în care dragostea și mormonismul au avut de jucat un rol. Se pare că ambele victime au făcut parte în tinerețe dintre mormoni, iar Hope, prizonierul care a decedat, se trăgea de asemenea din orașul Salt Lake. Dacă rezolvarea cazului n-a avut altă finalitate, cel puțin a ilustrat într-o manieră extrem de clară eficiența detectivilor din rândurile poliției noastre. Și va servi drept lecție tuturor străinilor, că ar fi înțelept să-și rezolve dușmăniile acasă
și nu să le aducă cu noi ei la noi în țară. Nu mai este un secret că meritul pentru această inteligentă prindere a criminalului aparține în întregime binecunoscuților detectivi de la Scotland Yard, domnii Lestrade și Gregson. Bărbatul a fost arestat, se pare, în locuința unui anume domn Sherlock Holmes, care el însuși, e drept ca amator, a demonstrat ceva talent ca detectiv și care, cu asemenea profesor, poate spera să atingă într-o anumită măsură talentul lor cu timpul. Este de așteptat ca o scrisoare de mulțumiri să fie adresată celor doi detectivi, ca recunoaștere cuvenită a serviciilor lor. Nu ți-am spus asta încă de la început? A strigat Sherlock Holmes râzând. Asta e tot ce am reușit cu studiul nostru în roșu. O scrisoare de mulțumire pentru ei. Nu contează, i-am răspuns. Am toate faptele în jurnalul meu și le voi prezenta publicului. Între timp, trebuie să te mulțumești cu faptul că știi în sinea ta că ai reușit, ca și romanul cel avar. Populus me sibilat, at mihi paudo, ipse domi simul ac, numos contemplar in arca. Oamenii mă huiduiesc, însă ce-mi pasă mie când ajung acasă și mi-admir banii din cufăr? Horațiu, satire. Sfârșit.